Bună ziua, dragilor! La un nou podcast, de data asta va fi altfel decât va a obișnuit, de obicei facem podcasturi în 2, astăzi va fi în 3, continuăm ceva care am început în Croația, cei care sunt mai vechi abonați pe canal, probabil că ați văzut discuția noastră nocturnă între mine, Ștefan și Damian, iată că sunt alături de mine aici, salut băieți! Ștefan și Damian deja nu mai sunt invitați, sunt de-ai case, cum se zice, sunt pe lângă că sunt printre prietenii mei cei mai buni, sunt și colaboratorii mei cei mai frecvenți și mai constanți pe canal. Canalul a crescut și datorită lor și le mulțumesc pe această care. Mă bucur că suntem în formula asta de trei de și de mult am ne tot chinuim, să zic așa, să ne coordonăm și să ne găsim toți trei timp ca să fim împreună. Am lăsat un subiect deschis în Croația, ne-au la culcare toți trei cu gânduri negre și dezamăgiți că nu știm prea multe de despre Daci și între timp ne-am documentat toți, mai puțin eu. <laughs> Crește un și... prin construcție până la urmă. <laughs> și eu voi fi astăzi arbitru. Nu prea e bine adică, cum sun arbitru, pentru că de obicei când e un meci între doi sportivi, arbitru de obicei provine din sportul respectiv. Eu provin cu totul și cu totul în alt sport, dar încerc să fac uh, uh, față ca moderator. Data trecută ați reușit să ne țină să nu ne batem. Poate reușim <laughs> și de suntem, data asta. Da, suntem, uh, Într-un cadru mai altfel, să zic așa, nu? Atunci eram pe litoral acolo de vacanță. Acum da. discutăm serios. Acum discutăm uh, serios. Subiectul nostru fierbinte este despre daci. Uh, cine au fost dacii, unde, ce s-a întâmplat cu ei, ce se va întâmpla în viitor, unde sunt astăzi dacii cred, Sorin, până la urmă, tu nu te-ai documentat că tu ești in, prin construcția nu, eu am ta un dac. Eu am mărturisit și am fost sincer că nu mi-a plăcut la școală nici istoria, nici geografia, nici genul ăsta de materie. Am fost mai mult pe matematică, pe fizică. Am învățat foarte multe istorie de când fac tururi cu Damian de, și de când am discutat astea cu tine. Am învățat și cu Aristotel și cu Platon, de care nici n-au zis până la am cunoscut pe Ștefan. Uh, eu cei drept trebuie să recunosc că am trișat puțin, că am simțit un decalaj și Damian e mult prea cult și mult prea citit uh, pentru un dialog cu mine și m-am aplecat asupra lucrării lui Vasile Pârvan, Getica care, mă rog, am, doar am citit-o, n-am și memorat-o, ăsta e un dezavantaj pe vire de <laughs> Damian, care le și memorează, el citește 3-4 cărți, așa, și mi-aduce aminte de generația uh, sovieticilor care au luat puterea în lumea sovietică, care fiecare citea o carte pe zi, să știi asta. Era obligat să o de Nu, de plăcere, plăcere era aș sări fix la comparația <laughs> da, asta da. Ceea ce da, mă privește, te-a făcut comunist. Nu, 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 nu. Ei erau niște idealiști, ca și Damian. El are niște idealuri la care... Și-or te rog să faci niște concesii, pentru că eu, mă rog, rămân la teoria asta cu cât ești mai citit, cu atât te țăcănești, ca să zic așa. scuze mă n-am să-ți fac un compliment. Am început deja A de Am început o bine, bine, e regulă. Deci, practic, până acum este comunist săcălit. Uh, nu, și... Uh, să e ne e bine doi... că v-a spus între noi... Știi că odată sare barză, mânz, cocoși, cu de nu se vede Și, e. și, zarzure, <laughs> și sexul feminin românesc care e tot cu zi la mijloc Și care tot de acolo vine până la urmă Bogdan Petricei cu hd Care, mă rog, un genial, unul dintre mari savanții ai spațiului românesc La sfârșitul carierei, sale bine și cu necazul ăsta cu Iulia hd fiica sa care a murit dar a început să falsifice istoria din unele discuții contemporane lui. Și nu mai zis, de atâta învățătură s-a țăcănit. Eu de asta încerc să mă țin cumva departe, nu că n-aș avea e și eu doza mea de... chestia asta, pentru că am auzit foarte multe discuții, mă uitam la televizor mai mult după Revoluție, erau niște emisiuni mai de cultură și mai așa, și foarte mulți oameni istorici și oameni de cultură spuneau că Ceaușescu sau comuniști au falsificat foarte mult istoria noastră ca să o ducă în direcția în care se vroia doctrina asta comunistă, adevărat? Adică, cred că voi sunteți mai în măsură să spuneți chestia asta. Da, asta este un fapt constatat, că mai ales în a doua parte a dictaturii lui Ceaușescu, între 1965 și 1989, mai ales din anii 70, comunismul începe să ia o turnură naționalistă de glorificare a istoriei naționale, care s-a produs prin imagistică, că erau reprezentări alea triumfale cu Mihai Viteazu, călare pe cal cu Decebal, cu. Ceaușescu sub de Decebal, ca să se înțeleagă clar care e de unde se revendică descendența, am avut o, -o, o întreagă serie de producții cinematografice altfel, calitative din punct de vedere artistic, dar destul de paralele cu ceea ce era istoria. Am a filmul Daci, care și Columna, a fost Daci și Columna. Daci, Columna, Burebista, da, mi se da, pare că Burebista. mai e un alt film. Cât de mult au respectat filmele astea istori, uh, istoria? Din ce mergem mai departe în timp, din aia ne îndepărtăm și de ceea ce ne spun sursele istorice. Adică nici eu, nici nimeni astăzi nu poate să spună cu precizie de 100% ce au fost dacii cum au fost. Ne bazăm în afară pe ceea ce ni arheologice, sunt manuscrise de pe vremea documente, ceva s-au găsit ceva. Sunt surse. Eu tocmai asta mi-am adus o listă cu sursele cele mai pertinente despre daci, dacă vreți să fac un exposé acum da, pe scurt. Eu aș completa chiar din Vasile Pârvan. Vasile Purvan spune că nu avem surse directe, că sunt surse la a doua mână. Am, pentru cine vrea, cine are asta și vrea să o studieze, cărticica. Da, așa, avem la pagina 371. El spune foarte clar că, având în vedere că ne lipsesc comentariile lui Traian, care au fost contemporane cu ceririi dacii, pentru că Traian a scris o cărticică copiindu-l pe Cezar, care a scris de, de Belo Galicus care s-a păstrat și care e o capodoperă a antichității în care povestește cum a cucerit Cezar Galia, actuala la Franță. Așa a scris și, Cezar, și Traian când a cucerit Dacia, Așa de Belo Dacicus, Dacicu, dar nu s-a păstrat nimic de acolo și de aici a tot... Mă rog, haideți să te lăsăm pe tine cu sursele. Da, să vedem ce... Scrierea lui Traian ar fi fost într-adevăr cea mai aproape de, de realitate, pentru că este scrierea unui contemporan. Mai avem tot așa o lucrare pierdută a medicului grec al lui Traian Dioscoride care notează despre medicina dacică, faptul că dacii aveau o cunoaștere foarte avansată a plantelor medicinale, notează vreo 40 de nume de plante dacice, însă și lucrarea aceasta este pierdută, de unde știm de existența lor, pentru că alți autori din perioada Antichității și ale Evului Mediu făceau un soi de inventar bibliografic în care notau titlul și făceau și un scurt rezumat. Deci știm cam ce ar fi cuprins lucrarea, dar ne având-o pe ea în original, e aproape imposibil să mai faci constatările. Cea mai veche mențiune istorică a dacilor, numiți geți în scrierea asta, este a lui Herod Herodot din Halicarnas. E un istoric grec din secolul 6. Înainte de Hristos, are niște volume numite istoriile. El încearcă să facă o istorie a întregii lumi, toate populațiile cunoscute și în cartea a patra îi menționează pe deci, pe daci pe, pe Gezi. Gezi, Mai exact. Da, am făcut, am cumulat daci cu geți, a ieșit deți. Oricum vorbim de secolul 5 înaintea erei noastre, deci cu, cu 600 de ani înainte de cucerirea dacii de către da. Traian. Deci e o, cumva o distanță ca și cum am vorbit acum de Ștefan cel Mare. Și cum nu știm nimic despre Ștefan cel Mare, cum nu știm nimic nici despre Kennedy, cine l-a omorât pe Kennedy la 60 de ani, o există o oarecare și Există riscul să fie mult distorsionată informația mea. istorică. Herodot la un dat, și spune că din cele ce am auzit... Dar lucrurile astea de care uh, vorbești, Damian, există? Se pot... Da. Uh, sunt traduse? Sunt, uh, Lucrările pe care le-am adus, majoritatea sunt, sunt și în limba română. În Herodot, în... cred că Adelina Piatkovski a făcut traducerea din limba greacă veche și a fost publicat, ultima ediție, din câte știu prin anii 90. Și toate reflectă același lucru sau se contrazic între ele? Mulți spus că s-ar contrazice. Ce, pe ce aspecte, pe unele se contrazic, pe unele sunt uh, identice. Dar prezintă niște versiuni la un moment dat deosebite. Uh, să, să ne înțelegem cumva. Uh, Herodot povestește despre incursiunea uh, uh, Regelui. Darius cel mare nu? În, da. în bătălia sa cu șciții în Dobrogea Și noi avem încă pentru cine Trăiește în Dobrogea sau cine a văzut în câmpia română Sunt niște tumuli foarte mari Niște movile de pământ le vezi și din tren și după autostradă să văd peste tot. Gorgane. Gorgane. Astea sunt morminte scitice. Știți la când mureau un conducător, făceau un... De s-au făcut săbături? sau. au, s -au făcut și sau găsit da. artefacte ar arheologice. Dar cumva despre geții ăștia, Uh, Herodot povestește tangențial, nu era subiectul lui de discuție acolo. Povestește doar că geții care se credeau nemuritori au ieșit să se bată cu Darius ăsta, că ce causto tu aici, că noi suntem stăpâni. Dar același lucru cu Daci? Uh, te rog, spune tu. Există o evoluție a termenului. Jet vine prin filiera greacă. Avem două categorii de istorici. Unii sunt greci, alții sunt latini, sunt romani. Grecii, de regulă, îi numesc geți, se presupune că vine din Gea, din zeița pământului, pentru că erau lucrători agricoli, erau foarte legați de pământul lor, dar, de regulă, referirile se fac la populațiile care trăiau în Câmpia Română și în Dobrogea, de deci sunt cei din sud-est. Romanii, sursele latine, sunt cei care îi numesc daci, o posibilă derivare din termenul davos, care înseamnă lup cel mai probabil vine de la Dracon, de la stindardul ăla de război. Deci și standardul sau. stindardul ăsta nu e tipic dacic. Nu Se găsește și în cultura persană și în cultura babiloniană, adică culturi mult mai da, vechi. adică lupul ăla cu... Da, da, nu e original. E cap de lup cu trup de balaur pe care îl foloseau, apare să în luptă, dar așa apar denumirile. Grecii îi numesc geți și de regulă se referă la cei cu care intră ei direct în contact pe latura de sud-est. Romanii îi numesc daci și ei vin prin nord-vest, să spunem. Istoric, întâi apare GET, după care apare DAC, ceea ce a dus astăzi la sintagma GETO-DAC. E, e... o stată decibar, probabil că era GET, și decibar era DAC. Hă? Mai larg, cronologic, puțin la un moment dat, în perioada antichității, nu vorbim de noțiunea de popor așa cum o avem în termenii moderni. Sunt triburi. De multe ori fiecare sunt desemnate cu nume. De exemplu, un geograf Ptolemeu din Alexandria, suntem deja în perioada târzie a Imperiului Roman, ne dă 12 nume de triburi dacice după cucerirea romană. De acolo învățam noi la istorie de dacii liberi, carp, costoboci, etc. Ăștia sunt fiecare individualizați și abia târziu istoriografia îi reunește în cadrul unei nații. Adică și asta, nici când Herod... s -a unit la un dat, triburile, nu? nu? Dar să lămurim și asta cu Ptolemeu. Ptolemeu ăsta a trăit în Alexandria, deci peste Marea Mediterană. Ce știe el despre triburile astea, probabil de la călători, de la comerț da. și foarte multe elemente spuse de Ptolemeu și comparate acum, pentru că el a făcut niște preferințe geografice cu râuri, cu toponime actuale care s-ar putea identifica, s-au descoperit a fi minciune, a fi fabulații, ca și cum ar au citit, descoperit. Pentru că exact cum ai citit o carte de Petre Isfirescu acum cu poveștile, cu bazmele românilor, ea pare logică, așa are o coerență logică, dar nu se potrivește nimic din multe puncte de vedere. Ei, nu, nici chiar așa în domeniul bazmelor, da, da, mai degrabă okay. romanul istoric, adică ăla îți dă niște noțiuni reale, dar îți creează o acțiune fictivă. Pe seama mm. noțiunilor reale. Și triburile astea erau delimitate geografic sau cum erau delimitate? Se cunoșteau mai mult sau mai puțin aproximativ zonele lor de influență. Mm. Știau, de exemplu, că unii sunt situați mai în nord, alții sunt mai okay. în sud. Asta o știm foarte limpede din descoperirile arheologice. Descoperim rămășițe de cetăți dacice și în Câmpia Munteană, și în Oltenia, și în Banat, Dar și ce în Transilvania. Diferenția pe limba sau obiceiurile sau ce diferenția? Aici e mai dificil un pic de vorbit, pentru că vorbim de geografie socială, adică dacă multora nu le era clar nici măcar pe unde sunt exact, Herodot asta, el spune, are fraza aia celebră, că geții sunt cei mai vitei și mai drepți dintre din traci. traci dar la cine se referă el exact prin geți, nu putem spune, adică e greu Că să spui... de care știm noi sau ăia dinainte, nu? Exact mai ales că el spune că uh, geții au fost decimați de Darius că au îndrăznit să se, se punem imensei armate a lui Darius, persanul Darius și geții uh, primii înaintea știților, cumva și pentru că, 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 că se credeau nemuritori aveau o credință în nemurire și au fost decimați, spune uh, mă, mă rog, foarte clar asta dar totuși ei apar în scriile târzii și hai să ne mai gândim apropo, tu întrebi la un moment dat că, care era dimensiunea sau așezarea unui Trib. Dar gândește-te, noi vorbim de o perioadă de 5-600 de ani, de 700 de ani, însuși burebista pe perioada. Uh, statului jet centralizat da dac jet așa dac jet. se spune că prima lui capital a fost la Histria pe țărmul mării negre și porma a urcat în Ialomița undeva și m s-a dus în munții de când e prima testare documentară adică de când începem noi să vorbim despre istoria jeților sau a dacilor în istorie din ceea ce ni se păstrează asta este Herodot 514 înainte, înainte de, de, Hristos. De el dă prima mențiune după el ar fi dar destul destul de vag vorbește Tucidide, cel care ne lasă războiul pe Pelopone, el ne spune că geții au preluat tactici de luptă de la sciți, că sciții reușeau să tragă cu arcul de acălarelea și că geții s-au învățat după sciți să folosească tirul acesta din, cu săgeți din goana calului. Deci, da, și celții la vremea respectivă trăgeau tot din goana calului, nu era, deci, mai toate, mai, mai puțin romani și la, la, și la cel, pe cuvânt că nu știu. Să aibă da. tactica asta. Nu, dar să ne, spui, să ne spui cu Herodot, să că ai început să și te-am întrebat. Uh, o mențiune vis a -vis de ce a întrebat domnul Sorin cu vechimea. E clar că ei sunt cunoscuți mai dinainte pentru că apar referințe la zona locuită de ei în mitologia greco-romană. Mitologia greco-romană spune că Dionisos, zeul vinului, Bacchus, e născut în zona Traciei. Era o zonă unde se cultiva intens vița de vie. Orfeu, Miticul cântăreț la harfă, cel care și-a putut să scoată iubita din infern, datorită faptului că de Euridice. bine cânta. Da, este tot așa născut în zona asta și se pare că unele legende greco-romane plasau câmpiile Elizee, locul ăla asimilat cumva Raiului, unde se duceau eroii uh -huh. să se odihnească, în zona Pontului Euxin, în zona Mării Negre. Unii ar spune chiar insula Șerpilor. Și mai, mai apare și Achile, celebrul luptător al Troiei care el făcea parte din uh, imperiul grec mediteranean pontic de la vremea respectivă și au plecat să lupte împotriva imperiului hitit să dărâme Troia undeva în anii 800 înainte de noastră, după cum ne spune cum ne-a rămas de la Herodot un poet orb care Homer Homer, pardon. Homer. Așa, Homer. Și uh, el s-ar fi născut uh, la gurile Dunării, pe o insulă pe Leuce. Să nu, leuce, Insula să nu Albă. Uh, uh, Gheorghe Brătianu, marele în nostru istoric, spune că ar fi vorba de insula Șerpilor. Dar uh, eu mă îndoiesc de asta. La vremea nu să știa că Dunărea aduce aluviuni, sute de mii de tone de aluviuni și ar putea să fie chiar vorba de uh, de, de, de asta, de Letea. Deci, care încetul cu încetul a fost, a fost înghițită, iar o structură aparte, insula asta, cu niște arbori foarte bătrâni, spre deosebire de restul adus aluvionar, alu care are stuf și așa. Și s-ar putea ca acolo să fie insula lui. Și deci este amintită în mitologia greacă, cum, cum, cum spunea Damian. Deci inclusiv Achille s-ar fi născut și de, Chilia vine de la Achille, de la po Poate Achille. fi o etimologie. O, străb -o străbunică de-a mea o chema Achilina și era din zona respectivă. Nu e japoneză altă, nu? Altă, altă... Ceea ce știm sigur este că pe insula Șerpilor se păstrează niște, sau descoperit niște ruine ale unui templu din perioada antică, ori Apollo, ori Achille, dar exista acolo un lăcaș de cult. Deci e clar că aveau cunoștință de locul respectiv. Bine, dar Hile nu era zeu. Se spune că i-au făcut un locaj Semizeu. de cult, da? Era fiul lui Tetis, o mm uh -huh. și mă rog. Hai să te lasă să... Așa, mai avem tot pe filieră grecească un scritor Diodor din Sicilia, care ne lasă o bibliotecă istorică, așa se numește lucrarea lui. El de data asta cum, uh, conspectează fel de fel de informații culturale. Vorbește despre religia getodacă, despre Zamolxe sau Zalmo Oxe, cum ar fi de fapt numele ortografiat, despre preoții daci, ne dă o serie de informații, dar ele deja târziori, în secolul II. Și pe filiera grecească, cam astea sunt sursele principale. Din partea latinilor, în schimb, îl avem pe nu, Strabo. Nu, avem pe Platon, ca să nu se spere Sorin. Ah, în dialogurile lui Platon, în în, în, un, un dialog între Socrate și Critias, care era conducătorul celor 30 de tirani care cuceresc Atena la un moment dat, se numește lucrarea, se numește Charmides. De, e vorba de un tânăr foarte frumos, la vremea respectivă bărbații își permiteau să facă complimente altor bărbați, mă rog, era o altă, filozofie, și acolo vorbesc despre, vorbesc despre Zamolse. Și, despre, și mai, mai avem și la Aristofan, care a fost un mare uh, poet Comediat. și comedian. Uh, vorbește despre tatuajele uh, istrenilor. El nu zice geți sau uh, uh, sau uh, daci, zice istreni, adică ca de la de, istria. Istri, nu, de la, nu, de la istru, istru care era fluviul Dunărea, partea inferioară a fluviului Dunărea. De astăzi, de la Drobeta până la Vărsare, Istros. Istros, și de la Drobeta până la Izvoare, până în Germania, se numea Danubius. Deci erau cele două denumiri acceptate în geografia romană. Și, deci, Aristofan vorbește despre tatuajele istrenilor care la erau. Foarte se referă evidente. sau la cei din prejurul cetății Histria? Uh, se, mă rog, interpretările istorice ar fi că se referă la toată populația care locuia de o parte și de alta Istrului. Poate fi. Mm. Dar cert este că primul popor civilizat care lasă, civilizat în sensul care lasă istoriografie, mm. grecii, intră în contact cu geții, cu locuitorii din teritoriul actualei țări, România, undeva prin secolul 7. Atunci încep să S colonizeze înainte ei... De Christos. Înainte de Hristos. Înainte de Hristos, bineînțeles. Atunci începi să colonizeze malul Mării Negre, fondează o serie de colonii, încep din sudul Bulgariei de astăzi, de la Polonia și merg până în zona actuală Ucraine, până la Olbia, pe teritoriul Dobrogei, principalele trei colonii menționate până astăzi sunt Histria, Tomis și Calatis. Histria este o ruină până astăzi, ea n-a fost continuată de un oraș în modernitate. Tomis este Constanța, Calatis e Mangalia. Histria pentru că portul său s-a colmatat. Deci portul tău, lac, portul său, lacul Reazan, cred că despre el da. e vorba da, Așa s-a colmatat, el mai are doar un metru și jumătate, doi adâncime, deci nu mai poate și folosi ca port. Dar uh, că în perioada antică se foloseau porturile naturale, adică zonele care erau acoperite cât de cât de furia da, valurilor. Ferite de furtuni. Da ei sunt primii care vin în coace avem dovezi arheologice, ni s-au descoperit vase ceramică grecească pe teritoriul României s-au descoperit vase pentru vin pentru ulei, ceea ce importam noi din uh, Grecia și se știe la fel că se făcea comerț din ținuturile astea cu grâu, miere, ceară, pește Pieși erau de animale piei de pe animale mare corect. sau pe uscat se făcea... majoritar pe mare no, se făceau pe uscat pe trasee comerciale până la porturile astea Histria, Calatis și de acolo plecau păi pe mare. de Grecia... pe mare până la... Da, nu prea există linii de păi, uscat din... Uh, să, să, ne gândim la altceva, Sorin, că tu ești din Ineu după Criș, Crisola, înseamnă aurit, tocmai pentru că aceste trei râuri, Crișul Alb, Crișul Negru și Crișul Repede, să uh, vin din Apuseni, izvoresc din Apuseni, din zone aurifere și grecii pentru că veneau până în zona asta și de aici a plecat tot felul de mituri, că e o zonă bogată a creșuri. crisola. Crisola asta înseamnă, în greacă veche înseamnă aurit. Adică o zona... Era un schimb de produse că spune că luam, luau de la greci triburile astea sau le dădeau aur sau le dădeau blânuri sau ce... Aurul mai puțin ca schimb de produs. Aurul este monedă, propriu zis, este folosit la cumpărat. Iar în perioada antică nu atât cumpărat cât obiecte de decor care nu prea erau exportate. E o, oarecum fluxul care se întâmplă și astăzi, din zona noastră materii prime, din zona Greciei produse finite. Ce înseamnă materii prime? Materii prime, uh, ceea ce am spus, grâu, ceară, miere, piei poate și cherestea și la un sare. moment dat Asta sare, e cert, e important pentru că la Ognele mari Ognița este o exploatare foarte veche, după cum știm soldații romani erau plătiți chiar în sare, una din... de acolo vine trebuie acolo salariu, vine, pentru că era foarte scumpă sarea, Ajunseseră la un moment dat la echivalentul ei în aur deci ori un, un kilogram de sare era echivalentul un kilogram de aur. și se pare că și cucerirea romană și încercările de a cuceri Dacia și din 101, 102 și 105, asta astea, s au făcut pentru sare, nu atât pentru aur. Asta e părerea mea. Nu Don't shoot. Pentru că era Nu că turul ăsta avere... de discuție e clar tu fandezi, eu parez. Nu. Dar nu, eu, eu vreau să merg un pic pe lângă lucrările științifice care au avut o arecare Influență sau. Este o historiografie politică pe care eu am observat-o de la o epocă la alta. Dacă a existat un stat, dacă am avut un stat naționalism, cum a fost în vremea lui Ceaușescu sau lui Carol al doilea, sau perioada legionară, atunci s-a pus foarte mult accentul, sau au inventat niște mituri. Dacă a fost o perioadă mai uh, științifică, mai curată, mai puțin influențată de naționalism, am, avut, am avut la sfârșitul secolului XIX, în vremea lui Eminescu, zice în la treia, începând cu acel oaspe cu Darius al lui Staspe, uh, no. exact de Darius ăsta de care vrei tu să spui, uh, de care vorbește Herodot, începând cu acel oaspe de Darius al lui Staspe. S-au păstrat prin niște scrieri populare, ro niște romane care au circulat în perioada medievală, Alexandria și altele, s-au păstrat asemenea legende. Existau și o serie de legende istorice pentru copii, că a venit Darius și a cerut pământ și apă. Pământ și apă erau un simbol al supunerii. Când ți se ofereau pământul și apa teritoriului respectiv, însemna că locuitorii aia ți se închină. Sunt asemenea istorii care se perpetuează hmm. de-a lungul timpului, tocmai pentru că se referă la niște. Deci Rămase la fabuluși. schimburile... Nu, am rămas la Herodot, să luăm cu începutul. Dar a vrut să-ți facem o cronologie. Gradual constructiv, adică să vedem. Eu aș, așa aș vrea să mergem de la începutul de când știm ceva, și până. Da, să... deci am trecut Aristofan, am trecut pe la am trecut prin Platon, care vorbește în șarmide de, de, de Zamolse, care este un zeu al geților și vorbește, o să intrăm când ajungem la religie, să o separăm un pic, să nu amestecăm. Uh, și am ajuns să. Uh, am ajuns la uh, Herodot, care este cumva după, uh, mai este... Uh... Nu e după, cronologic e înainte. Păi Platon a trăit la... E înainte lui Platon. Da, mă rog, sunt cam contemporani, sfârșitul secolului. Nu e. Păi da. dacă Aristotel este, uh, dis, da, este tre... mentorul lui Alexandru Macedon 300... în secolul 30, 4, se... seco... 50 de ani distanță între Herodot și Platon. Da, și da, dar eu... atunci că trăia oamenii 250-300 de... de Ai în Biblie, nu, no, în no, no. altă. Platon a trăit 80 <laughs> de, de, de ani no. Socrate a trăit 70 <laughs> Nu, da, sunt, sunt după. Da, da. A, ok, ai dreptate, ai Sunt ta. după, dar e, dincolo de mărturiile istorice, faptul că oamenii ăștia făceau schimburi comerciale, e clar că grecii, lumea antică mediteraneană, aveau cunoștință de locuitorii din Câmpia Munteană, de cei de la Dunăre. Adică, odată ce cunoștințele mergeau până în insulele britanice și până pe la Marea Baltică, arealul ăsta, getodac al României actuale, intra clar între cunoștințele lor. Știau ce se întâmplă pe acolo, dar nu știau cum știm noi astăzi când primim știri la flux continuu, că s-a mutat, e un atac, e o catastrofă știau aproximativ care și aflau sunt populații. cu ani și cu zeci de ani după ce s-a întâmplat. Și vă mai spun un secret, grecii importau foarte mult ghinde. Asta nu o să găsiți nicăieri, sunt studiile mele personale. Într-o zi poate am să o să scriu. Deci importau ghinde. De ce? Pentru că din ghinde se făcea pâine. În trecut grâu era foarte greu de cultivat sau de prelucrați sau gândiți-vă că nu exista plug sau nu exista cel puțin în zona dacică. Că a apărut foarte târziu și tot venit cumva din civilizația greco-romană. Deci să plantezi grâu și să-l culezi și să-l transporti era foarte greu, dar ghinda, miezul ghindei, era la fel de bun de făcut pâine și România au trăit până în secolul XIX cu făina din ghindă. Deci stejarii ăștia din codrii vlăsiei care înconjurau, care, care ocupau câmpia română în cea mai mare parte până au fost defrișați, aveau o producție extraordinară de ghindă. Și ghinda asta era transportată în Grecia și era făcută făină și în tot bazinul Mării Mediterane până la urmă da, deci, de de eu, de asta eu vin cu niște chestiuni care sunt propriile mele studii, puteți mm -hmm. să le luați ca, fi fiind fabulații, dar le-am studiat și am, am, și mâncat, am vrut să-mi fac o pâine din ghindă, da, să văd cum e. Da, mi-am făcut, și? eu vreau, nu, nu, Brea. faci, nu deosebire între, între făina de grâu și făina de ghindă. Da, de unde ai găsit? cum ai măcinat ghindele? Deci ghindă uscată, le cureți de coajă și din miezul ei care o miez ca de alună, îl pisești și faci făină și faci pâine din el. I Are un gust extraordinar de bun și ești foarte hrănitoare. Și am, ce -am întâlnit... Viitoare, când ne venim la grătar cu Damian, aduce o pâine de ghindă. Nu e obligatoriu. Așa. Deci asta Dar și tot așa, <gânt> gândiți-vă, exportau uh, pește de apă dulce, care era mult mai ușor de prins decât peștele de apă sărată. Gândiți-vă cât de greu... Păi uh, cum uh, le exportau, că la să că nu aveau gheață. Uh, în sarea aia. pe care sărat. aveau. Deci da, dacii puteau să facă asta pentru că aveau sare. Aha. Și mai erau și forme de pește fermentat. Îl lăsau un pic să fermenteze și stingeau fermentarea cu diverse plante. Și îl transportau în Grecia, în, în acele șoale în care le venea vinul, de exemplu. Era un circuit al amforelor care pleca pe... Dar cum se făcea comerțul ca să înțeleg și eu? Că nu se făcea la nivelul tribal sau statal. Era troc, mică. erau piețe în jurul... Bun, și toți din trib veneau și duceau câte ceva și pleca mai departe sau separați sau pe era grupuri? Piață, sau... Era piață deschisă așa cum vedeți acum la Alep sau în zona orientală la Istanbul la Marele Bazar. Ne povestește Ovidius Publius Naso despre Tomis, actual, actual oraș Constanța. Că el era într-o cetate piață deci pescarii și navigatorii veneau cu mărfurile uh, din după mare și le, le prezentau și alții de pe Osca din zona Dobrogei la vremea respectivă veneau cu mărfuri uh, de uscat. Deci erau doar unii care se ocupau de comerț, comercianți, antreprenori, cum da, ar da, veni. îl cumpărau în stil mare, angro, cum am zis noi veneau spus. și vindeau la populația normală, care nu văcea comerț, Sistemul nu? de desfacere e un pic diferit față de astăzi. Asta trebuie, ca să înțeleg și eu. Cum Din funcționă... partea dacilor, ne creăm de multe ori impresia unei zone necivilizate. Ei erau producători, erau agricultori, așa aveam o mențiune la greu, dar întâi să ră, uh, terminăm partea cu comerțul. Da. Vindeau cel mai probabil, era, era exact uh, de la mic la mare producătorul mic vindea unuia local care se ocupa cu un negoț, putea să fie chiar grec. Pentru că, bă, era, e știut faptul că urcau corăbile grecești pe Dunăre. Dar astea erau cetăți grecești. Erau... Nu, nu, mă refer și mai în profunzimea ah, okay. teritoriului. Da, da. Sau duceau direct în orașele grecești de la mare. Erau și pe Dunăre câteva porturi dintre acestea. Da, Acolo da, da. se colectau și în momentul ăla intrau în scenă, deci ne, se conectau fie de către negustorii locali, puteau după aia să fie intermediați de mari armatori, de deci cei care aveau corăbii și care se ocupau de transportarea mărfurilor ăstora și alegeau să le distribuie. Exista și la vremea aia un soi de uh, cartografie comercială. Se duceau unde aveau profit mai mare. În general, cu cât transporti o marfă o distanță mai îndelungată, cu atât îi, crești, profitul, da. avem îi crește o, valoarea. Avem o, o descriere a acestui tip de comerț în, arge, în legendele argonauților, care cronologic s-ar fi acțiunea argonauților s-ar fi, -ar fi petrecut cu 50 de ani înainte, cu o generație înainte. Ce pres, Din niște luptători, dintre care era și Hercules, mm -hmm. niște eroi mitici. Să da. stabilim faptul că e o expediție mitică e de data asta. Știe, nu? Pe așa și Troia. Și, uh, Troia nu, în sensul că miti. spre deosebire de Troia ea nu se poate lega de o descoperire arheologică. Nu ai vreo mențiune a bargona oților documentară. Uh, asta, Dar cetatea a... Troia a fost descoperită, da? Nu? Uh, da. Heinrich Schliemann uh, este da. cel și care... Și rămâșiția calului Troian. alen uh, uh, nu. Nu, de nu a mai putea <laughs> să rămână. Asta, lâna de aur care așa să colecta aurul din crișuri, puneau blând de oaie, le erau lăsate cât un an și prin trecerea apei cu aluviuni, aurul adera la pielea de oaie și scoteai pielea de oaie, blana pieii de oaie, o scoteai plină de aur, lâna de aur. Mai găsim acum. Da, la... da, să menționăm faptul că... pieile astea și îl scoteai din cenușa aia, scoteai aurul. Pe nu, care... le ar, nu le ardeai, le periai. Erau, le ardeai. erau niște daraci cu care se pieptăna lâna da. e o treabă folosită de zlătari până în nevumediu. Se pieptăna, strada pieptănar, nu făceau piepțeni. Da, Ei da. pieptănau lâna. Da, se, nu, asta se, se, mă rog, ca să poți să o prelucrezi, ar trebui să ai să nu fie încălcită, eu mă da, gândesc da. la asta. Nu, dar dacă să scoți aurul, cel mai bine ca să scoți tot aurul, ar pielea aia care oricum e aproape putredă, arzi pieile toate și din cenușa aia topești pe urmă, la temperatura o să topești undeva la 880 de grade, adică trebuie să duci într-un cuptor, într-un foc normal făcut unde arzi pieile, nu poți să ajungi la 880 de grade. E o, o, temperatură de calcinare a osului uman la crematori, adică e foarte mare. Trebuie să ai un cuptor așa ceva sau o flacără foarte puternică. Nu mă pricep, nu mă bag, nu zic nimic. Doar de, menționa menționat faptul că expediția argonautilor e în Colhida, e în partea de da, est da, a da, Mării da, Negre. Zic și că au venit, zic și că au venit în pe Istru. Deci o parte este în Colhida, în, în, în Georgia actuală. Așa, dar zic că au venit și pe Istru. Există în legenda... Bun. Da. Putem să și astea sunt e... rute de comerț, de fapt. Ei, de fapt, zugrăvesc niște rute de comerț în da. Grecesc. Adică ilustrează un adevăr istoric. Comerțul cam așa se producea se strângeau produsele de către un antreprenor din ce în ce mai mari până să ajungea la nivelul de armator. Cei care dețineau corăbile, ei distribuiau ori pe distanță, ori văzând exact ce s-a întâmplat până în secolul ăsta, unde e foamete, unde au mai multă căutare produsele alimentare. Acum, vis-a-vis -vis de uh, grâu, avem mențiunea istorică a lui Arianus legată de expediția lui Alexandru cel Mare în Dacia, care se produce în 335. Și spune textual ca să vedem ce de defecte sunt acolo în exprimarea așa lui. Așa că soldații trebuiau să secere cu sulițele grâu, că treceau prin lanuri de grâu. Și că nu se vedea călărețul, călare prin lanul de grâu. Bun, astea sunt Și... exact propagandă sovietică. Nu... nu, nu, dar asta așa spune. Deci spune că nu se vedeau că trebuia să, se... să dea la o parte, că nu se vedeau călăreții să pierdeau în lanurile de grâu. Ceea ce iar e o fabulație și un, o mitologie, pentru că nu există grâu de înălțimea 3 Asta metri, e, că sigur, este un În schimb, pe există dovada certă. să crească într-un an. E, e de factură ceva mai recentă, datorită structurii Mării Negre, care în bazinul ei inferior prezintă o concentrație aproape inexistentă, aproape nu are oxigen, nu trăiesc bacterii care să distrugă obiectele căzute acolo și să păstrează foarte bine epavele. Navele scufundate în Marea Neagră, descoperite acum, datorită noilor tehnici, sunt păstrate aproape integral și s-au descoperit amfore care aveau grâu în ele. Da, da, deci, deci e clar că e, e era grâu în Era și grâu, dar mare parte din alimentație însă o cea prin grâu. Grâu era ceva auxiliar care, pe măsură ce s-au tăiat copaci, a fost, a, a fost înlocuit făina asta de, de ghindă de care îți spun, a fost înlocuită cu grâu. Eu am întâlnit mențiune la ghindă, e mult mai recent în al primul război mondial, germanii cărau vagoane de, gr de grâu din teritoriile românești ocupate, dar uh, le foloseau în industria zootehnică. De ghindă, hrană, de grâu. Hrană, da, hrană pentru ghinde. Deci de ghindă. Ghinde. Eu asta e singura mențiune pe care am găsit-o. Deci, ăștia... O problemă cu descoperirile arheologice de la Ginda gr... se puțin, că e altceva. Că se... Porcii mănâncă, da. mănâncă ginda foarte da. mult. Probabil că dădeau la porți. În zootehnie, da. Dar... Se folosea da, pentru da. alimentația animalelor. La grâu... e o proteină foarte consistentă Așa până ai. de ginda. La grâu, în schimb, o mică problemă vis-a-vis -vis de uh, cum ai dovezi arheologice că se cultiva grâu. Deci odată sunt astea de pe nave. Problema cu tehnica agricolă, plugul, plugul cel mai probabil exista, dar avem plugul primitiv de lemn, care în foarte rar situa rare situații se poate păstra. Dacă nu ai, sau cum să numea, care nu era nu întorcea braț, dar ci doar o răscolea. O, o zgâria, practic. O zgaria, da. exact. Plugul metalic apare într-adevăr mai târziu. Abia în perioada medievală se introduc cuțitele acelea nu mai de plug. Că care... că și în secolul XVIII era plug de, plug de lemn în spațiul da. Carpat. Așa pontie Așadar, clar, agricultura este în condiții primitive. Eu, din ce am întâlnit până acum, meiu era uh, planta cel mai cultivată. Erau delimitate pământurile ca și acum, adică în cadrul unui trib uh, oamenii aveau fiecare bucata lui de pământ pe care o cultivau sau cultivau toți împreună în grup. Uh, Depinde Tot de pământul. cultură, de existau... Triunii. Eu n-am întâlnit mențiuni. Nu, pot, 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 pot spune că am studiat chestiunea. Exista... Păi studia de unde? Dacă d-amia tu unde ai citit sau păi, unde ai văzut? Sau... Sunt multe surse acum. Eu vă spun despre agatârși. Agatârși aveau un soi de comunism funcțional, social. Aveau toate bunurile la comun, până și femeile le aveau la comun. Asta e o mențiune care, mă rog, atrage mai multă atenția decât abunurilor. Adică cu scrii ziua de azi erau agătârși pe vremea aia. Erau șoguri toți. Și, mă rog, spune chiar și Vasile Pârvan în Getica de agătârși că și geții și și cumva se-ar trăgeau din populațiile iraniene care merseseră spre nord. Deci el cumva interpretează că noi am fi că geții ăștia, dacă ăștia ar fi populații iraniene venite cumva din Sudul... Ca să lămurim înmurim, și se presupune că încă nu e demonstrat istoric foarte limpede, că sunt un trip citic care a migrat mult mai mult spre vest. Unii zic citic, unii zic iranian. Am întâlnit și asta cu șcitic. Păi, în principiu, șciții de acolo vin. Din zona iraniană. Denumirile lor sunt iraniene. Așa. Și ăștia migrează mult mai la vest trec de Carpați și se așează în Carpați occidentali, în zona Apusenilor de astăzi. În Ardel unde, spre deosebire de migratorii tradiționali, devin sedentari și se folosesc de resursele aurifere care sunt prezente și la suprafață, la un moment dat în apuseni devenind o civilizație foarte bogată. Doar că descoperirile arheologice momentan sunt într-o fază destul de Incipiente. incipientă. Pentru că nu există, nu există o cultură, ei nu au lăsat, n-au avut scriere, n-au avut monedă, n-au avut religie, n-au lăsat nimic care să rămână imprimat și să fie preluat de alții, ca la șeruirea de la YouTube-uri sau la Instagram. Dacă te mai au și alții, înseamnă că ești valoros și important. Dacă nu te mai ia nimeni, mor pe limba ta. Fac eu un YouTube de capul meu, nu mi-l primește Așa? iar în privința femeilor, doar atrag atenția că asta este o, e și un mit istoric de multe ori perpetuat. Onore de Balzac, în codul căzniciei, folosește la un am dat un clișeu din ăsta istoric, spunând că la tătar femeile sunt la comun, dar e de fapt o confuzie a poligamiei cu faptul că sunt la comun. Nu erau chiar la comun. Aveau un bărbat mai, mai multe, multe femei. femei, dar te cam bătea un pic dacă te prindea prin haremul haremului. Asta și pentru că femeile, na, ca și în zilele noastre, au pretenții materiale și atunci. Da, asta era foarte da. limpede în asta. Vorbim acum de culturile astea musulmane, mai apropiate de noi. Un bărbat putea să aibă atâtea femei câte putea întreține. Cât, conform lui Mahomed, care a lăsat Hai să ne la Dacii noștri. Să nu ne ducem da, prea departe. Uh, deci visa... ne aflăm în secolul 6 uh, înainte, înainte de noastre, înainte de Hristos. Am vorbit de comerțul pe care vă 700... și am vrut să înțeleg și v-am întrebat și mi-a răspuns. Cu încă... 700 de ani înainte de cucerirea romană. Și acum ne spune Damian încă cu... două chestiuni legate de comerț, că am notat și peștele. Peștele era posibil, tehnica este păstrată până astăzi. Peștele ca să fie conservat, când se pescuiește, se freacă cu sare, se lasă expus la vânt două, trei zile. Da, -a văzut și acum, și în zile noastre. E conservat de de... și după aceea. s, -au, s, -au și acum s conservat asta. în butoaie cu apă sărată sau în vase de lut cu apă sărată. Se, se chiar se tăia bucăți, se îndesa și cu apă sărată se punea în amfore și se sigila cu o piele de animal gura amforei și da. se trimitea pe vas. Asta pe vasele... poate fi, altfel când e sărat se pune pe paie, și așa se transportă. Romanii aveau într-adevăr un anume sos de pește fermentat. Astăzi rețeta sună da. dezgustător. Că e practic pește stricat, putrezit, da? Care dar ei îl foloseau uneori și ca un soi de condiment. Ceva, nu știu, astăzi poate la chinezi să vezi ceva similar. Și un aport mm -hmm. proteic foarte consistent, pentru că zeama aia de pește stricat e totuși dată că nu are bacterii care să te infesteze. Și probabil că la vremea respectivă erau mai puține sau, mă rog, nu erau. Mă rog, da. hai. Așa, și mai avem dovada fa faptului că erau pescari învederați. Tot Narianus, în, în expediția lui Alexandru Macedon, spune că trupele macedonene au putut să treacă Dunărea într-o noapte pe bărcile pe care le-au rechiziționat de la localnici. Este vorba de monoxile. Sunt bărci, bărci scobite într-un trunc de copac. De Aia înseamnă, dintr-un singur trunchi, Erau atât de multe, încât au putut să facă pod peste Dunăre. Deci e clar că avem o piscicultură deja dezvoltată în secolul 4 înainte de Hristos. Bă, trebuie să înțelegeți cumva, nu neapărat cu plase se prindeau peștii ăștia, Dunărea se revărsa în fiecare primăvară. Acum toate revărsările astea au că fost limitate cu diguri. Dar doar primăvara pește, Nu, an. nu, dar asta era o perioadă când exportai miere, care o strângeai toamna. Era o perioadă când nu export... aveau plase de adică tu zici că doar când se revărsa no, da. și uh, pești. Da, S-au găsit plumb de plase în morminte. că nu, nu cei mai mulți... că se revărsă Dunărea. Poate anul să secetă, poate aveau și îngăzire globală pe vremea aia și nu se revărsa Dunărea. Cei mai mulți pe și se strângeau prin uh, peștele uh, intra în bălțile astea, buzunarele astea ale Dunării să blocau și se, apa după ce se scrugea el rămânea pur și simplu pe uscat. Da, de, era o perioadă doar a anului. Da, da îmi o perioadă de, 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 doar a de iunie. a pescui. Nu de, toate. cea mai cea mai uh, consistentă. Pentru. Îmi scapă denumirea uneltei de pescuit, e tot o plasă, dar că are patru bați, brațe pe deasupra. Și aveau ca niște coșuri, care așa, da, așa, da, așa da, foarte coșuri, vechi, da. s-au descoperit, am văzut prin ceva muzee, da, da, da. da. unde intrau, le făceau din nuiele și intrau pește, nu mai puteau să iasă, că erau așa cu, cu, cu o clapetă. Ză, Zăvod, nu mai știu exact mai care știu, e exact, termenul, tot pe, pe deci erau de -aia clar aia. tehnici de pescuit și da. erau, erau numeroase. Așa? Și am zis și despre piețe și în felul ăsta am cam lămurit-o. Mai, mai lămurim ceva. Și porcul. Pe, eu m-am uitat pe columna Lutrean. Eu am fost la uh, Albert and uh, Victoria Albert Museum, unde este o reproducere mai, co, mai frumoasă a columnei Lutrean decât asta pe care o avem noi aici pe Victoria. Deși asta la Victoria 12 față față cu... Palatul Ceche, Muzeul În de muzeul Istorie. Național de Istorie. Așa și e singurul loc amenajat, mă rog, din tot muzeul care este un dezastru. Așa. Unde avem Columna Lutrean. Și ce vedem, ce am văzut acolo pe Columna? Porc. Deci am văzut porci pe Columna lui și oi, porci și vaci. Deci astea erau animalele care proiect asigurau și poate da. că erau transportate, fie vii, fie tăiate sau eu știu în ce formă, tot așa sărate sau uscate sau în diferite forme, dar dacii aveau porci. Deci asta vă asigur și asta cumva a mers până De zile în zilele... creșteau porci. Creșteau da. porci, da. Deci apar porci pe columna lui Traian. Daci cu porci. Bine, asta ca notă simpatică. Istoric porcii sunt folosiți, nu am dat și la luptă sunt porci incendiari da, e groaznic procedeu da, da, da. îi ungeau cu grăsimea ei nu, nu le puneau le legau niște paie cu cu Fariază. cu păcură le dădeau foc și ăștia au la, la fugă spre linii inamice. Și speriau cai. asta era important, pentru că țipătul ăla de porc este atât de puternic, a văzut când tai un porc, încât caii fugeau să speriau. Sau chiar și elefanții. Le aruncau, da, sau elefanții, da, există în istoriografia așa O resursă pe care o aveau din abundență, așa sunt denumiți, mi se pare chiar de Arian, țara melifagilor, mâncătorii de miere. Melifagi? Da, E din greacă da. Fagos da? înseamnă a mânca Înseamnă da, în greaca da. veche da. Nu-mi dau seama exact cum e cuvântul la uh, forma Denominativ uh, E miere, erau numeroase prisăci Nu sunt stupii de astăzi, că ăștia sunt stupi sistematici Sunt stupii primitivi ba, Aia făcuți din argilă da. o căciulă o Așa, asta, asta. Și avem uh, date certe Că beau mied Vin din miere Adică uh. nu, nu se limitau la vin, cunoșteau și berea Și cunoșteau și miedul Miere fermentată. Adică ce înseamnă asta? Da, la de fermentat, cum am băut noi în Mongolia, nu știau. Nu am întâlnit vreo mențiune să fie... Nu, asta fii... a fost adusă de mongol pentru că e o formă foarte ușoară de a transporta laptele. Laptele trebuie să știți că nu se strică niciodată. El se transformă în ceva. Deci în... Au, sub forma de un rul de, de lapte uscat, îl pot ține multă vreme. Mă îndoiesc totuși că nu știau și ei să fermenteze laptele înainte de perioada uh... mongolă. Da, -avem în, bucătăria, în bucătăria romană avem clar, la si rețetă cu lapte fermentat. Adică el da, știe. Una e lapte fermentat natural, noi să-i enzime, da, să-i să pui, chiac, nu chiar, să-i pui uh, uh, bacterie care să-l facă iaurt. Deci, una e lapte fermentat care se face cu suspensie de grăsime, că până la urmă, laptele asta e o grăsime, în suspensie în, în apă, în lichid. Și una e asta, când lași laptele pur și simplu să se, să se strige, lapte bătut, cum îi spuneam noi. Una e iaurtul. Iaurtul se, se creează ca și brânza în urma uh, adausului unei bacterii, care face să coaguleze. Da, să... să nu uităm că brânză se presupune că e cuvânt dacic. dacic. Aici e o zonă incertă, nu știm. Tot ce e cu Z, zarzăre, brânză. Nu chiar tot, dar e o preponderență. Voi... Da. Cum majoritatea comentariilor cu ce, ceaun, cu tare sunt slavone Zepter <rătrui> 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 Și organul sexual feminin Ai e mai tot spus asta ceva, după aceea zice lumea că suntem obsedați, obsedați sau ceva dacă tot După aceea ceva, și pe noi nici, ce... nici nu ne interesează, ne interesează exact. E nici de chiar <rătrui> Să rămâne la mijloc, vă rog <ratrui> da, frumos da, Exact Bun, ăsta este Herodot, Tucidid de l-am menționat pentru că e foarte scurtă mențiunea dacilor. Dacă vrei tu să dezvolți despre Platon? Da, de Platon v-am spus, el are o serie de dialoguri, unul dintre cele mai frumoase dialoguri ale sale despre înțelepciune, avut cu Charmidas, să nume, cu tânărul Charmidas. În care spune despre Zamolse. Deci, el povestește că Zamolse a fost și el om, că a fost omul lui Pitagora, că a fost argatul lui Pitagora, și a învățat trebuie să înțelegem că Pitagora a fost un mare filozof ori, și mama. matematician grec care avea credea într-o mistică a numerelor, și credea că dacă toate obiectele și toate lucrurile pe lumea asta sunt aranjate printr-un corespondent numeric. Și există o filozofie întreagă, a apărut și o religie pitagoreicii, da. care credeau în. Uh, Teorema lui Pitagora. Mistica asta. Matematicienii de astăzi sunt pitagorei, să zicem. O noi. moștenire uh, cumva nebănuită este armonia muzicală. Da, da, de care aici s-au învățat cum se cum pot combina sunetele ca să rezulte ceva eufonic, să sune frumos. Și așa se dezvoltă muzica simfonică, de pe baza armoniilor inventate de pitagoreici. Așa și spune acolo Platon că Zamolse, care era zeul geților, a fost cândva om și el, mă rog, îi dezvoltă acolo teorie, spune așa cum ca să vindeci ochiul trebuie să vindeci și capul, că nu poți să ai ochiul sănătos într-un cap bolnav, că nu poți să ai un organ sănătos într-un într-un corp bolnav, așa și uh, ca, ca, trebuie să te îngrijești de, de suflet, de spirit, ca să ai corpul sănătos. Și atunci uh, el vorbește de descântece acolo, că există niște descântece, chestii de care știm până în zilele noastre, că ți-ai să ai că să-ți descânt, că te doare capul. Spovestește Platon secolul 4, secolul 4-5, că l-a trăit jumate în 4, jumate în 5, din câte mi-aduc eu aminte, și povestește despre descântece, că uite cum să fac descântece și astea vin de la Gets, că l-au păza Zamuls, amulse la, care fusese om și -a, făcut o, și a construit o casă sub pământ și s-a băgat acolo. Tunelul din Bucești care ajunge la piramidele S-a de, de aici au pornit tot felul de chestii și o să ajungem și la contemporaneitate și cu toate. S-a băgat acolo și geții au plâns foarte mult după el după zamul ăsta, dar el a stat trei ani sub pământ și a ieșit de acolo în al patrulea an. Asta e iar o chestiune, dacă ne gândim la Isus că a stat trei zile și a patra zi, a, a treia zi a înviat. Adică există o corespondență din punctul ăsta de vedere. Există niște mituri antice care s-au perpetuat cu trei, că stă trei și a patra iese. Sau mă rog, eu am făcut și corespondența asta, nu știu cât de reală e. Și nu intrăm foarte mult căsori în... Nu vrea să tulburăm foarte mult religia creștină, să o afectăm cumva. Dar e clar că multe elemente nu, acum, din religia... Și tip, dacă n-au tulburat-o alții până acum, cu atâtea discuții... Da. da și o respectăm ca atare, o considerăm o, așa și asta e, asta e povestirea despre Zamulse care este zeul geților și care a, 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 a fost om darat de deprins niște, niște însușiri educaționale mistice cu care și-a educat cu care și-a educat poporul, oamenii din jurul lui și apare chestiunea asta să, să duce mai departe la cine zi tu, cine a zis despre, la, la Strabon Strabon, spune, vorbește iar de Zamol, geograf spune. grec, dar din Imperiul Roman, din secolul 1 după Hristos, de data asta da, 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 deci vorbim de în vremea lui Vespasian, cam da, așa s-a și a trăit până după Traian, cam în vremea lui Traian, adică a prins secolul secolului, începutul secolului 2. Așa vorbește și el de același cu că geții uh, ăștia au o cultură foarte puternică, el vorbește de burebista, cum a întemeiat burebista statul ăsta jet adică centralizat, prin, 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 da. prin filozofia asta religioasă a lui Zamolse. Deci el așa i-a convins pe geți, bă, voi toți sunteți, voi nu muriți. Ei aveau mai mulți zei sau doar pe Zamolse? Ei aveau un singur zeu, okay? ei aveau un zeu al, al cerului limpede, asta e o altă consemnare, a cerului senin zeul pe care îl găsim și la uh, zi la mongoli uh, Tengri Tengri și la slavi cu Perun. Perun. deci este un zeu universal unic, o religie monoteistă, i-aș spune, eu o să mă cert aici cu Damian că știu că tu zici că domerau erau mai mulți. Eu am zis și că povestea, fandezi, eu aștept. Povestea lui, uh, povestea lui Herodot este că geții ăștia trăgeau în, uh, în nori cu arcurile considerând că... considerând că deranjează pe zeul cerului albastru, zeul cerului senin. Și de câte ori veneau nori sau tuna sau fulgera, îi trăgeau cu arcurile în nori. Și ăsta se mira cum să tragi cu arcurile în zei, se mira Herodotă, că băștea bă, sunt chiar țăcăniți. Bine, acum trebuie să mai lămurim ceva. Lumea elenistică delimita foarte clar uh, civilizația de barbari. Deci uh, grecii se considerau civilizați și cu romanii, mai târziu când după ce au cucerit, romanii au cucerit, au undeva până la 144 înaintea rei noastre, și au preluat, e chiar o vorbă foarte alucinată, mi se pare, Grecia învinsă și a înfrânt pe astrul său cuceritor. Da, așa adică e. cultura romană nu era atât de puternică uh, cum era cultura greacă și până la urmă romanii au preluat din Grecia foarte multe elemente pe care le au transmis mai departe. Și avem deci avem împărțirea asta, dihotomia asta, clivajul ăsta între între civilizați și barbari. Și de obicei Imperiul Roman gândiți-vă că până la anul 101-102 când a fost prima cucerire romană sau primul război Daco roman, aveau cumva granițele până la Dunăre. Ei aveau granițe naturale ca să nu vină. Era foarte greu de trecut Dunărea. De obicei se spune că, de, că atât burebista cât și de ceva treceau iarna când era înghețată Dunărea. În rest nu prea puteai să treci era imposibil. Există niște povești că au păi încercat. zice Damian că erau niște bărci, niște corăbii, niște... Să putea trece și cu bărcile. Mici. Erau bărcuțe mici, adică nu aveai cum bărcuțe mici, îmi cer scuze. Uh, erau bărci care permiteau, dar nu puteai să pui și calul și... Ba, ba da, se poate, când faci pot de vase. Da, cum a făcut în 101-102 Traian a trecut cu... Cu pod de vase, i-a de la Apolodor din Damas să facă podul de piatră de la Drobeta. Da, evident la Drobeta. că era mai ușor să treci pe gheață, că acolo nu mai cerea nicio pregătire logistică, dar nu era imposibil. Exact ce a spus ștepa, era dificil, nu imposibil, să traversezi Dunărea. Plus că erau niște locuri de trecere ancestrale, pe așa-zis numitul Vaduoi, pe care îl știm noi, pe la, mai în aval de Hârșova. Pe unde uh, treceau oile, pentru că transumanța pe vre în Antichitate și Nevo-Mediu se făcea până la în Grecia. Deci, după crestele Carpați, unde să oile pe pășunile alpine, uh, pe timpul verii. Uh, iarna se duceau să ierneze în zonele calde de la Marea Mediterană, de la Marea Te Trebuie doar în ce direcție mergi cu expunerea ca să nu părăsim da, zona de, cu zona de cult. Am terminat, zona de cult. Deci ai să completezi tu, dacă mi-a scăpat mie ceva. Vis-a-vis uh, -vis de monoteism. Eu m-am uitat să văd cine susține că erau monotei sau politeiști, și găsim la Diodor din Sicilia, ăsta fiind cam cel mai vechi, Strabon apoi, și mai târziu este istoric roman Pomponius Mela și Pompeius Trogus. Toți menționează mai mult zei la daci. Cei mai des menționați pe lângă, eu am găsit zalmoxe, că este varianta. Da, sunt mai multe denumiri. Așa, este, sunt bendis, bendis care este echivalată de asta, nu înseamnă că e identică din, din start cu zeița Diana da. de la romani. Asta ar fi dat sacra Diana în zona daciei, ceea ce a dat sânziana, de sânzienele. Tocmai de alii se spune celor care ies să vadă sânzienele că sunt zănatici. La solstițiu de vară, în da, iunie. Exact, 22 în 24, iunie. 24 e de drăgaică. Da, da, ca dată pentru... Așa, da. iar zeul cerului, asta o spune și Eliade în istoria credințelor și ideilor religioase, că există vârste ale religiilor. Pentru fiecare mitologie există o perioadă cosmogonică, când ia naștere lumea, și teogonică, când iau naștere zeii, Apare de regulă un zeu uranian, un zeu al cerului și un zeu htonic, un zeu al pământului. La grece, cel mai simplu, Uranos, cerul, Gheia, pământul, se împreunează și dau naștere generația a doua de zei. Așa se întâmplă cam în toate mitologiile. Da, în toată, toate religiile urmează același tipar. Din zeii originari se de apar bă, zeii ulteriori. Din perecherea lor sau din combinarea și unor. Și se observă tot așa după o dezvoltare maximală, când aproape orice fenomen natural... Iachipul unui zeu începe să se sublimeze apoi religia și revine spre unul. Păgânismul antichității în ultima lui fază înainte să dispară sub creștinism, cu Plotin și cu ultimii filozofi, Plotin ne neade spune că tot, totul este unul. Reduce totul la unul. Deci un traseu din spațiu inițial către extindere și apoi revine la simplitate. Cel mai probabil așa s-ar fi desfășurat și religia getodacilor, dar nu avem prea multe informații despre ea. Mai avem zeul cerului, este de multe ori asemănat cu Gebeleizis cu zeul într-adevăr care era ajutat de getodaci cu trasul de săgeții nori, de unde a derivat în folclorul românesc legendele despre Sfântul Ilie. A fost încreștinat, i s-a dat un nume creștin, dar asta când tună e de fapt vizitiu Sfântului Ilie pe care l-am găsit cu denumire foarte simpatică, Pălie, de la Apăli. Ah, a, că cu bicius. Mm. Da, unii zic că da. cu tunul în legendele și mai noi. Care, și care corespunde și la Zeus, că Zeus stăpânea fulgerele. Da. din adică... tun cauza tunetului probabil, că zicea că Așa, e tunul. Așa, au evoluat de-a lungul timpului legendele. Zeus cu fulgerele i-a învins pe titani. El deținea da. fulgerele și cu asta când a fost uh, Așa, și mai avem și un cavaler trac, nu e să faci niciodată echivalarea, el e undeva în zona de semizeu, unii îl echivalează cu Apollo, dar e clar că ni se prezintă un mic panteon, e drept că za la al sunt două lucruri care par să se contrazică un pic. Faptul că el își face să l sub pământ, deci asta ar trimite la o divinitate ehtonică. În general, altarele E oglindeau foarte rimpe de ce tip de divinitate e. Da, ai da. altare subterane, în peșteri, în așa, ai o divinitate a pământului. Sau celeste. Iar în momentul în care ai altare deschise, cum poate fi Stonehenge, nu vreau să trag nicio afirmație de păr, alea sunt de regulă dedicate unor zei uraniei. E drept că până acum, din câte cunoștințe am eu, nu s-au găsit altare dacice subterane. Deci Zarmoxis, chiar dacă mergem în pământ, altarele de dacice sunt toate la suprafață. Deși dacă ne gândim, eu am studiat fenomenul ăsta, Este o peștera Polovragi în județul Gorj, chiar la granița dintre Vâlcea și Gorj. Acolo este localnic și știu că este peștera lui Zamolxe și vin foarte, foarte mulți turiști, cercetători. Este o, este o peșteră foarte lungă, despre care se spune că e lungă, foarte, cu o lungime foarte mare și care ieșim din în Ardeal, că ai putea să treci munții. Ah, deci ne apropiem de tuneluri. Deci ne apropiem de tuneluri. Eu n-am fost, am fost, eu știu, 700-800 de metri, că e foarte greu de... Nu e amenajat, nu știu dacă, ce au făcut în ultimii ani, de, am fost în de pro 5-6 ori să studiez, adică m-au interesat. Dar ai fost așa Ei, de mult în peștere și da, da, de da, de deci este, o, traseu unui fost râu care acum curge pe valea din defileu respectiv pe la peștera lângă peștera Polovragi și care pe vremuri curgea prin munte. Adică a fost probabil un lac în drozon și a făcut, Da, asta e o peșteră de fapt. Este o este o eroziune a unui râu printr printr-o zonă calcaroasă. Asta e definiția. Și chiar se spune că pic picăturile astea care curg din tavanul peșterii sunt lacrimile lui Zamolse de după cucerirea romană, pentru că și aici revenim, nu știu dacă trecem la momentul ăsta cum mai sunt niște etape până la cucerirea romană, Ușură. se spune că romanii, mă rog, i-au cucerit marile zone dacice, dar foarte mulți daci au rămas izolați, că nu au putut să-i strângă pe toți. Uh, și acum uh. aș vrea să. Uh, mă rog, trecem un pic la cucerirea romană sau mai am eu uh, câteva. Mai am eu câteva mențiuni. Momentan am vorbit numai de cei care spun că n-ar fi fost monoteiști, că asta ar corespunde unei faze târzii a religiei, când tind să se unifice spre un cult cumva comun, și partea proastă, când ai un cult deja structurat, care are structuri ierarhie de preoți, care are nevoie de sanctoare, romanii au cam interzis religia dacică e unul din puținele cazuri când se arată intoleranți față de religia locală. În general, strategia romanilor era de a contopi. De a Nu mai făceau propagandă. Ghinghisan spune la fel, că același lucru făcea. Nu, nu, nu-i la fel. tolera fără să intervină. Romanii, în schimb, la, cu timpul transformau divinitățile locale, le dădeau chipuri romane. Amestecau trăsăturile. Mm. Ah, okay, am înțeles. Îi luau, că cine e zeul vostru suprem? Cu tare. Păi noi îl avem pe Zeus. De Care acum încolo, fiți atent, îi spuneți lui ăsta Zeus și ușor, ușor îl facem în se De-aia, la sfârșitul antichității, Zeus are zeci de manifestări. E zeus scutare. zeu scutare în funcție de specificitățile locului. Sunt agresivi doar cu două religii mari, cu druizii în Galia, pentru că druizii în, întrețineau un soi de spirit de rezistență, ăștia nu lăsau scrieri, transmitau totul pe cale orale era o societate ermetică, nu aveau cum să pătrundă romani și atunci au spus Și cu evreii care aveau monote monoteismul ăla strict și care nu permitea în felul ăsta să se venereze zeii romani, să se venereze în persoana împăratului. La Daci, cel mai probabil, se produce ceva similar, în sensul că nu le este tolerat cultul lor, tocmai pentru că erau mai greu să fie asimilați cu, cu, cu religia romană, și atunci, distrugându-se sanctuarele, nemai permitându-se o transmitere a informațiilor cultice, e foarte greu să mai întreții un cult organizat. El se mai menține, probabil, dar în forme domestice, în forme restrânse. Putem să presupunem că se menține pentru că romanii n-au cucerit tot arealul locuit de daci în zonele dacilor liberi pentru o perioadă, dar cu timpul decade. E greu de spus dacă au ajuns vreodată în faza de monoteism, în, măcar în sensul în care îl înțelegem în zona antichității târzii prin misterele de la Eleusis, printr-un cult sublimat care măcar filozofic înțelegea deja că totul e una de fapt. Uh, Ceea ce știm sigur este asta, că au avut mai multe manifestări de, ale zeilor, că sunt venerează sunt mai multe forme divinitățile și în privința lui Zalmox într-adevăr există, ca asta voiam să mai adaug, unele surse spun într-adevăr că ar fi fost elevul lui Pitagora, alții spun că ar fi călătorit în Egipt se, considera la vremea aia că preoții egipteni, cultul zeilor egipteni s-a menținut tot așa până la sfârșitul antichității, preoții lui Ra din Teba și alți sacerdoți egipteni aveau cunoștințe foarte avansate, la momentul ăla erau și cei care dețineau informația în forma ei cea mai complexă. Cunoșteau astronomie, cunoșteau medicină, erau specialiști în mai multe domenii și atunci ei îți puteau preda cunoașterea. Și cert este că, într-o formă sau alta, tradiția spune că Zalmoxe, om fiind, este inițiat de niște sacerdoți dintre aceștia și se întoarce în zona dacilor, predându-le cumva un sistem religios, dar după ce stă într-adevăr trei ani sub pământ, asta se vede foarte limpede în folclorul românesc, în ceea ce îi privește pe solomonari, pe vrăjitorii aceia mitici, care pentru a fi inițiați, pentru a deveni solomonari, se retrag undeva sub pământ unde stau niște ani ca să învețe, li se dă apoi cartea de vrăj, cartea solomonarului și când revin pot să controleze vremea. Mie paralela asta mi s-a părut interesantă, pentru că preoții având cunoștințe de astronomie, la vremea erau singurii care puteau să spun, Bă, vezi că o să plouă. Și atunci, ăia din popor îți -a, a, păi ăsta face să plouă. Da, vreme, da, da. da, 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 Poate că știa că vine toamna. Tot uh... Deci, până la urmă, există, că mi-ai spus că Zamorc s-a plecat în Egipt ca să se instruiască. E deci, o tradiție istorică. Deci, tunelul din Buceci care merge până la piramide, și el pe sub pământ, cam acum o, făcut niște legături. Hai să lăsăm asta pentru viitorul dacilor. Deci, o să discutăm și despre. Prefer ce... să o lăsăm în suspans. Nu, nu. Deci, asta sunt chestiuni adevărate și neadevărate pe care o să le. Da, în deci interpretarea noastră, bineînțeles. În ele. afară de Zamorxes, ce zei se mai cunoșteau? Cu numele GBL Isis, care cumva îi corespunde sunt Ilie și Bendis, care corespunde sânzienelor. Ai dacilor vorbesc, da? da? Okay. Și mai există un cult al unui zeu războinic, poți să-l asemeni cu Ares, poți să-l asemeni cu Apollo, dar e cunoscut generic, nu i s-a găsit un nume autohton, este asemănător în general, cu, este găsit în general sub denumirea de Cavalerul Trac. E un zeu prezentat de regulă călare, cu scut, cu echipament militar și este un zeu venerat în general de soldații. Deci cam astea un fel sunt. Este al soldaților. Da, da, da. da păi e, Că e ares, că e marte, sunt prezenți cam în toate culturile. Cam astea știm noi despre, uh, uh, preoți, despre cultul dacilor și vis-a-vis -vis de medicina. ai spus un lucru foarte pertinent, vis-a-vis uh, -vis de descântecii și de faptul că țineau cont și de vindicarea spirituală. Este ceea ce susține până astăzi medicina holistică. Care spune că vindecarea se produce în integru. Nu poți să umbli doar la corp dacă este ceva rău și în plan uh, spiritual. Și, 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 în... și bolile vin de, 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 de la. Uite, să zic... vezi, deci tu însuți, ești un promotor al religiei medicale dacice. Nu, dar că dacă ești tutoreal, mai Corpul și... nostru are capacitate de a se autovindeca. Și că foarte multe boli grave, ca și cancer, ca și diabet, provin din niște șocuri psihice. Și tot pornește de la creier, de la starea psihică a omului, nu? Există da. și o explicație că sistemul nervos controlează totul și dacă sistemul nervos e afectat, cumva da, nu, nu, sunt mai, medic nu mai poate să controleze. Nu să în de detaliu da, cum se întâmplă stresul, lucrul ăsta. traumele, supărarea, cum i-am spune noi în zilele noastre, deci există niște corelații pe care le observăm și noi cu ochiul liber fără să le aflăm că le-au... Probabil, le au practicat dar erau capabili și descântecele care se perpetuează până astăzi în anumite tradiții prin România cumva efectul ăsta ar trebui să-l aibă un soi măcar de efect placebo să-ți inducă senzația că ai scăpat de forța malefică de mă rog, de ceea ce te afecta pe tine Astea erau cu siguranță prezente, știm că aveam, aveau cunoștință avansate de medicină, pentru că la Sarmi Segetuza s-a descoperit o trusă medicinală, dacică. Deci asta e descoperire arheologică, cu nu suntem în domeniul supozițiilor. Au strusă pentru trepanații, pentru executat operații pe creier. Erau cele mai primitive Eu, operații și cu unde putință. Trusa asta? Nu, uite, asta nu mi-am notat. Și am deci văzut mențiunea. Să, o grijă că... Nu, mâncă... nu, 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 e, e, sursă sigură. Nu, nu vorbește... colecție privată. Nu vorbește pe, pe net într-un articol deci cineva. trebuie să înțelegeți ceva foarte simplu. Datarea cu carbon este posibilă dacă există materie organice. Dacă există o materie care are carbon, atunci poți să afli vechimea carbonului. Dacă vorbim de aur, de scule metalice, de potcoave, de cai, nu poți să afli vechimea lor. Asta e și problema brățărilor dacice, care nu au putut fi... Da, scândalul scandalul Dar avem de Avem corespondent, uite, în Egipt s-au descoperit cranii de oameni care se vedea că aveau făcută da, trepanatii, da, 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 erau există... îndepărtat o porțiune de craniu și se vedea că și supraviețuise pentru că osul se regenerase. În da, parte, la lovituri din luptă, de exemplu, dacă aveai o infecție, ți se decupa, se făcea o o, o intervenție chirurgicală și scoteau Partea purulentă sau o. Nu, nu, nu e infecție, pui... n-am cunoștință de medicină. O lovitură cu presiune creează un chiac de da, sânge da, care pune presiune. Când remeneu, și asta, de da. unde știau exact poziția? După deci... urma loviturii. Aha. Aici și, e, multe erau experimentale, din 10 poate treia unul, dar, urmă, la următoarele intervenții, trăiau. Dar gândiți vă 2, trăia că 3... erau capabili cu o dăltiță stătea și zbătea în craniu până când îți îndepărta bucata de scalp, îndepărta ceea ce punea presiune și reușeau apoi montând o probabil o plăcuță metalică, iar mi-e greu să Cred fac... asta, da, nu, nu, nu avea o plăcuță metalice, pur și Nu, nu, mi-e greu să explic, s-au găsit, nu la Daci. Dar nu dar se știe de ce vechime, din ce uh, perioadă. sunt, sunt din perioada antică. Asta e limpede. Da, da de... mă rog, știu de... Aveau asemenea cunoștințe medicinale, nu pot eu să afirm cu certină că asta puteau să facă și daci, dar eu o trusă medicinală am găsit și descrierea instrumentarului în care se arată că existau inclusiv ustensilii între astea pentru efectuat de operații. Deci puteau să facă niște lucruri destul de avansate pentru perioada respectivă. Aveau cunoștințe cunoștință. Gri, da, nu știam. Mai este un mit, apropo, tot pe partea religioasă. De ce nu aveau daci comerț cu monede prețioase? Că nu s-au emis niciodată. Nu s-a găsit nicio monedă, monedă. Dacică. Mă rog, o să vorbim despre cosoni, care e cu totul altceva mai târziu. De ce, de ce, nu făceau comerț? Pentru că se presupunea că aurul este al zeilor, este al lor și doar și cumva și când se dădea regelui cu împrumut ca să, ca să tocmească mercenarii, cum le-am spune noi astăzi, zeii îl dădeau cu împrumut regelui și clasei preoțești religioase superioare. Dar restul lumii n-avea, voi spunem, mâna apauri. De asta deci, menționasem că nu era bun de export. Și vreau să spun că a rămas în, în, în psihologia românească actuală că aurul e blestemat, că tot unde e aur mori, dacă îl găsești, ai grijă, nu pune mâna pe aur, nu umbla după aur, cine a umblat după aur a murit, există chestii de astea care au rămas cumva sau au tranzis dintr-o generație în alta și pe care le-am auzit în viața noastră de copii fiind. Astea sunt, pe de-o parte, legendele cu urieșii. Care... Că avem tendința pe măsură ce mergem mai în spate în folclor să-i și mărim pe strămoși să capete proporții mitice, urieși, erau Potrivire la toalor și oameni care călcau din munte în munte, atât erau de mari și ei într-adevăr puteau să scoată nestematele din mare, din peșteri și multe le retezat pentru că un uriaș cu palo și a tăiat vârful la munte că există și legende irlandeze cu spiritușia care păzeau aur și dacă te atingeai de aur, adică nu doar la noi, nu au fost în Egipt nu, asta e clar că e un fond mitologic comun și în Egipt, dacă te gândești că cine umblă la mormintele faraonilor unde există aur, te Bolnavești și moare. No, adică acolo, acolo e mai aplicat un pic. De, de ce? Ca să nu-ți fure. Da. Oricum și... a fost cazul cu arheologia, care au murit toți, nu se știe de ce, când au descoperit. ca Tocamon. Da, da. da, bine, că era și o. Tot zic că e o bacterie, nu știu ce a fost o bacterie care i-a mâncat pe toți. Și la unul a fost ridicol că l-a pișcat un țânțar, adică greu de explicat, dar la noi legendele astea cu urieșii se continuă în felul următor, că urieșii când simțeau că mor, cerau să fie mormântați cu comorile, dar după aia tot, nu mai știu care culăgător de folclor a găsit legenda asta, spunea că să nu cauți să afli mormântul, pentru că ei înainte să moară îl închină dracilor. Și că demonii păzesc comorile astea și te sfâșie dacă încerci să te apropii de ele, ele sunt indicate în alte tradiții folclorice prin acele flăcări violet care apar noaptea și semnalizează cumva prezența comorii, dar e un joc de așoarecele și pisica trebuie să, -i pă să păcălești duhurile alea rele care străjuiesc comoara, ca în felul ăsta să poți să capeți și de regulă ești mai prost decât ai câștigat. În Uriașii ăștia apar și în Odiseea lui Homer, la Polifem, Uriașul Polifem, Ciclopul era un uriaș care avea un singur ochi. Și care era ciobana? El avea oi și mânca oi crude? Mă rog, Ulise să ascunde să adăpostește în peștera lui, în așa cum Dar nu era dac, nu? Adică ne îndepărtămia de la subiect. Cumva, să știi că noi trebuie să înțelegi că dacii trăiau în zona elenistică. Asta spun, dacă la tine la Ineu există crisola, crișurile astea grecești și foarte multe cuvinte și comerț era... Deci noi trăim în zona elenistică, zona greacă. Deci toată cultura asta, tot tezeitățile, toată forma asta organizațională grecească exista și în zona asta, inevitabil monedele grecești funcționau și ajungeau la noi uh, erau pe circuitele astea comerciale, era și un circuit religios implicit, un schimb de uh, te, îți măritai fata îți venea ginerele era un schimb cultural uh, complet aș putea spune Ștefan, eu știu că zona elenistică este zona care este la un moment dat ori sub control politic direct al unui stat elenistic, aici vorbim ori de Grecii antici până la Imperiul Alexandru Macedon, ori de state din. Păi să rezultate... te întreb atunci, acum, de ce a fost obligat uh, Ahile să meargă în războiul Troian de a-l da. e legendar. Adică nu, nu avem o identificare o legendă, istorică clară. Dar, cumva, până la urmă, e singurul element pe care îl avem. Eu de vorbesc de cum de... o vede istoriografia clasică zona elenistică. Zona elenistică este ori control politic direct, ori prezența ale coloniilor. În, în ce putem vorbi de zona elenistică. În zona mai de nord, mai ales în spațiu transilvan, din punct de vedere al istoriografiei, nu ești în zona elenistică. Există, bineînțeles, schimburi comerciale oglindite în descoperirile arheologice, dar tiparul civilizațional nu se transmite. Și să mai spun ceva, când există o populație, o, o zonă barbară cu una civilizată, de obicei zona barbară împrumută Elemente culturale, religioase din, din În cazul nostru vorbim Geții uh, uh, erau barbari indiscutabile Așa cum ne spune Ovidius Publius Naso În tristele sau în ponticele Sau în metamorfozele El povestește Ovidius Publius Naso Ca să lămurim și lucrul ăsta E un poet roman Care este exilat de către Octavian Augustus Este exilat în, în Tomis, actuala Constanța Are și statuie în piața Tomis Uh, uh, așa și uh, el, uh, de, el descrie societatea din vremea respectivă. Vorbește despre geți și despre sarmați că sunt săl... de vorbește despre geți, că erau sălbatici, că nu știau o boabă limba latină, când la auzul limbii latine râdeau în hohote, că erau niște bărboși și acum ne zice Pârvan că nu s-au găsit foarfece în morminte sau pentru că foarfecele le-au adus romanii. Asta era și motivul pentru care geții nu se bărbiereau, pentru că e foarte greu să te bărbirești cu barbă mare cu cuțitul. Dacă ai foarfece întâi, îți tunzi îți până la minim barba și mă mă rog, poți să-ți orați cu un cuțit ascuțit sau aproape că nu se vede barba cum o porți tu. Deci element, de asta zic, eu zic că trăiam în zona elenistică, că vrem sau nu vrem să acceptăm asta, eram în zona elenistică pentru că exista o cultură elenistică foarte puternică, că era mult mai contagioasă decât nimic din zona nu, de tocmai remarca că nu vorbesc limba latină, nici greacă nu vorbeau. E dovada că nu iradiază civilizația, nu sunt elenizați că preiau anumite elemente, mai ales la schimbul de obiecte. Că nu el util. zice de limba latină că nu se vorbea. Nu avem dovezi că vorbeau greacă. Da, nu vor, nu, nu zice nimic de greacă și nici Ovidiu nu zice de greacă nimic, ca și cum n-ar exista. El, vor, el, vorbește de trei de latini, adică... Că asta vorba. cu timpul, elenismul când se întinde spre Orient până în India aproape, acolo se produce un melanj lingvistic. Populațiile alea încep să folosească, dacă nu fol vorbesc greacă în atică, aia clasică, vorbesc oricum ceva impregnat de limba greacă. Ori la daci necunoscând care era limba și neavând nicio mențiune nu putem face afirmația asta și nici în planul culturii, nici în planul religiei nu se vede o întrepătrundere atât de mare. La surse trebuie tot timpul o să fie... elenistică. Da, trebuie tot timpul să fie cu băgarea de seamă la surse că ea care scriu sunt greci sau romani care de multe ori tind să tragă în planul lor civilizațional o afirmație. Nici măcar nu o fac cu reavoință. Ei își explică pe înțelesul lor anumite elemente. Deci, de Dar că... și nu erau influențați și nu erau în zonă elenistică, asta înțeleg, da? Din, Eu, punctul, meu de vedere... din punctul meu de vedere erau influențați și erau în zonă elenistică și mă, mare rog. parte din comportamentul lor din. Am zis că nu ne batem turasul. Uh... Spuneți în comentarii dacă Ștefan are dreptate sau Damian are dreptate. Și mă rog, trebuie definită starea asta de DAC pe care. Ați să ceri 3 euro. 3 euro, da. da. asta de ce fac gluma asta? Că pe vremea Înainte de, e... de podcast am început uh, niște glume despre Dan Diaconescu care cerea părerea... La OTV, celebra de, lui televiziunea OTV. De spectatorilor și părerea ta trebuia să ți-o dai contra unei sume de un euro, 2 euro, 3 euro în funcție de, de subiect. Nea, și că a avut un uh, pol cu uh, cine ar fi câștigat într-o luptă între Daci și, și Samurai. Uh, exact samurai. Exact cum suntem noi acum, da, eu exact m-am și îmbrăcat. Samurai în... și tu ești Dac, nu? Da. Cine, ar fi câștigat? cine ar fi știut acum 20 de ani când făcea Dan e emisiunea aia, Că se va și întâlni un samurai <laughs> cu un dac și vor disputa chestii... Bine, când te cheamă în filă, Damian, e cam greu să te simți dac, da o să încerc să joc rolul ăsta cel puțin. Ai da. și ai tot ce trebuie ai barbă... Vai de capul meu, numai vă, nu mai vă să nu spuneți că deja s-au luat mai mulți de mine că portie, aș vrea și eu să fac o mențiune că n-am apucat să o fac pe nicăieri. Uh, deci cei, care de, news. cei care nu urmăriți, nu vă mai luați de un gras care nu prea poate să poarte cămăși cu nastru că crapă pe el, de faptul că și ea ie, ca să arate și el cât de cât mai... De care frumos! Uh, dar în sensul că eu Cine nu încerc să transmit uh, că încerc să transmit un mesaj politic că fac lobby pentru Partidul Aur Departe de mine gândul ăsta. Uh, Sau de un partid, nu -a de aur, de niciun partid. Că tu ești politic pentru că tu Absolut, ai... nu încerc să par autentic îmi plac că mășile alea, știu că nu sunt folcloric vorbind precise, nu despre asta e vorba, nu încerc să mă îmbrac ca un român de acum 1000 de ani. Îmi place cum îmi stă mie cu ele și vin bine pe mine. Aia e singura motivație pentru care asta singura nici măcar nu e. Ăsta e un nene care chiar face o deci, suite. Oricum de... te îmbrăca și la cămăși de alea și dacă nu ai avea, tot ai găsit hater de ăștia care fac observații, care cred că le știu. Da, că dar n-aș vrea măcar să, să, să se inducă în eroare că fac eu vreun fel de propagandă. E felul în care îmi place mie să mă îmbrac. Încerc să mă îmbrac o, mai lejer. Ai un Hai. tipar al tău pe care îl ți-l păstrezi, un tipar cultural pe care îl îndrăgești și în care te simți bine până la urmă. Pe, cum sunt eu cu, cu, cu banul ăsta? cocul japonez. Care... De câte ori apar cu șteva și mai apare câte un ăsta nou hater, zice cine doamna? e doamna? nu, 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 nu singur, a zi, și să spun Sorin la banat pe ăsta, la bloc E mi-a părut rău de sărac. să Au răutăcios, bineînțeles, că n-a unui bărbat să-i deci spui, sunt doamna. care n-au făcut nimic în viață, lor n-au realizat nimic și atunci doar asta fac, dau hate pe internet. De da, Damian, e, de Ștefan, de Sorin, de... E, e, trist că la 33 de ani după comunism când pitiș cânta nu contează cât de lung am părul mai presus e ce și cum da, gândesc Da, sunt oameni de ăștia care, da, da. Bun, revenind la deci, dat, dacii deci dacii purtau părul mare, purtau barbă mare, așa cum spunea Ovidius Publius, care a trăit Am, în am înțeles asta, Prima am... parte a secolului 1, deci vorbind de anul 103-112, cam asta a fost perioada lui de exil la 903 03 așa, că... 03 0312. Uh, și el chiar aclamă, romanii erau cizelați, foloseau terme, ăștia săraci nu cunoșteau apa, ca să zic așa, adică de și faptul că nu sunt singurii din Europa. Nu sunt singurii. Celții nu. din Britania, celții din Galia, germanii, ci toți, toți, de pe linia. Toți cu apa și se pun, nu? nu? neapărat, adică nu, uh, sunt două extreme. or să-i faci cu OZN-uri și cu tuneluri, ori să-i faci uh, proaspăt ieșiți din epoca de piatră. Nici așa. Wild. Da, sunt pur și simplu niște, la un moment dat sunt tipare culturale, la fel cum noi astăzi avem o modă cum purtăm barba, cum purtăm părul, aveau și ei, la ei era o treabă socială care se pare la fel că e transmisă de niște scriitori, cum se deosebeau vis-a-vis -vis de păr, cei care sunt din clasa de jos se numesc comati, toma de la coamă, de la părul lăsat liber, în timp ce cei nobili sunt pileati sau tarabostes pentru că purtau acea micuță căciuliță care apare foarte des de pe columna lui Traian s-a luat modelul, doar ei aveau dreptul să o poarte. Restul umblau cu capul descoperit, nu gol. Gol e între urechi, dacă se întâmplă așa ceva. Cam asta erau diferențele și, într-adevăr, majoritatea erau bărboși. Dovada că asta nu e o treabă neapărat, o imposibilitate, sau nu cred eu că este o imposibilitate tehnică, că nu știau de foarte că oile le tundeau. Deci ceva foarte ce aveau. Uh, e dovada din Imperiul Roman. La Daci nu avem repre singure reprezentări artistice ale Dacilor, nu sunt de la Daci, sunt de la populațiile vecine. De fapt sunt trei. Pe una am făcut-o noi în excursia în Dobrogea, este Tropeum Traianii de la Adam Clisi, Alta este columna lui Traian și cu forul adiacent, care avea vreo sută de statui, inclusiv cu personaje... Forul lui Traian de la Roma, Dacice. care încă se mai poate vizita în mare formă. În parte, inclusiv muzeul Traiani, care este... Da. Pe... În timp ce la romani avem reprezentarea tistici în toată perioada Imperiului. Și e interesant că tocmai, Traian este ultimul împărat roman ras. După care, vreo 200 de ani început cu Hadrian, cu următorul, ăștia își lasă barbă. Barba. Încercând tocmai să masculini, imperiul intră într-o fază de stagnare. Tocmai de aia e cel care face zidul din Britania. Începe să nu mai se extindă, să se în cumva închidă în granițele uh -huh. sale și simt nevoia să accentueze un pic caracterul masculin. Și ăsta e un lucru pe care nu mai avem nevoie să-l demonstrăm. Barba, în general, când crește, când nu e un smok acolo, se diferențiază de femei foarte clar. Adică... Da, e o accentuare a masculinității. Deci se vede clar că există niște tranziții din astea culturale. Dacă tu aveai barbă, nu mai întreba omul la cine doamna. Da, poți să-mi las și barba, nu e nicio problemă. Dacă îi face plăcere cuiva, o să fac o excepție. Nu mă lasă nevastă mea cu barbă. Vă că nu sunt, sunt neîngrijit dacă îmi las barbă, spune nevastă mea. Da, Bianca nu are nicio problemă cu barba mea. E te iubește oricum, în orice formă. Asta e un, un lucru bun. Deci, cam asta despre aspectul dacilor, iar în privința vestimentației, aici e încă mai simplu de explicat. Se îmbrăcau folosind resurse locale, deci plantele care puteau fi convertite e în material textil, da. ale erau clar că existau, lână, care era din abundență și care ofera cojoacele, și sunt foarte bine înfățișați tot pe columna lui Traian, menționăm episodul că e foarte frumos cu Badea Cârțan, cu Gheorghe Cârțan, e un patriot ardelean. Care s-a dus până la Roma. Din secolul XIX, care, bun, principala lui activitate era aia de colportor, căra cărți de istorie românească de multe ori cu coperți false, pentru că autoritățile la strungare nu dădeau voie în momentul ăla. Coperta cu cărți maghiar, în limba maghiară, dar el ducea cărți de istorie românească în Ardeal și făcea pe jos cu opincile și cu desaje de în spate. Erau poveste că l-a văzut cineva pe lângă columnă și s-a speriat. No, chiar că, a, cred, a dormit, el n avea un dormit, dormi și, și e... au țipat și au chemat autoritățile, a coborât un dac de pe columnă. Exact, de -a Asta e legea. Asta speculație jurnalistică la vremea respectivă. Hai uh, să ajungem la războaiele trai. Să vedem stai cum s-a făcut Când columna asta, cum s-a făcut tropeu în trei Ajungem, ani. stai că stai, mai stai. avem pe Burebista. Da. Asta ar fi la vestimentație. Deci aveau într-adevăr pantalonii asemănături cu ițarii de astăzi, cămăși lungi, culoarea ne e greu o, să spun. să lămurim dintr-un postat foarte gros care să țesea din moșterii până ziua de azi, adică portul popular din zona noastră Ardealului, din Maramure și tot, sunt ițari și, noi și când eram mici, și acolo. eu am fost îmbrăcat în costumul ăsta popular cu țar de a făcut din cânepă de bunica la război, foarte groși, da. care mai avem și acum, mai am așa cum acasă în, în, dulap și se mai poartă, adică și în 2023 se mai poartă da. ăștia. Un foarte țepoș, da, 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 un material care... foarte gros, brut, așa e, cum Este mai evident, dar merită menționat că nu s-a descoperit nici o bucățică de material textil din perio. Ioada dacică, în Când general, cum să nu rezistă, atât. Rezit. Exact. Dar, uh, în principiu, cam asta ar fost tehnica. Mai sunt detalii de cum se prelucra, cum se realiza materialul. Uh, eu nu știu cum se fac nici astăzi, așa că nu-mi permit să... am văzut, să... până să la columnă... e furca aia și fuiorul, adică uh, stau țărâni și le o roată de aia foarte primitiv, așa, și nu, anume Nu, aia e, aia e ulterior. Deci, întâi din, 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 din lână uh, zăpăcită, dărăcită, <laughs> Tragi un fir care să da, se toarce și, îl... și, cu, și cu fus. Da, cu fusul cu fus, ăla. Fus, și el... să-l învârți, faci firul și pe urmă desfaci după fus și îl pui pe o, o roată de așa? așa. îl pui pe o roată și forma de acolo încerci Sula... și îl faci de la război, știi? Ori îl sești ori îl croșetezi. Dar deci și în ziua de azi s-a păstrat aceeași... Și s-a da, da, da. păstrat, dai seama, s-a păstrat, păstrat 2000-3000 de ani, cine știe cât și de noi de 50 de ani nu mai avem așa ceva. Îți dai seama ce progres extraordinar. Ceea suferit. ce voiam eu să spun este că eu nu pot să dau 100% că era identică prelucrarea. Nu știu când or fi apărut, nimeni nu știe, din ce am cercetat eu până acum. Dacă erau mai primitive la un dat mijloacele de fabricație sau ba. Mai primitive decât să învârți un lemn de la un fuză, nu știu ce ar putea să fie. Știți că noi trăim cu impresia că asta a fost dintotdeauna. Dar e un moment când s-a inventat asta, când a venit cineva primul cu Ca ideea. O cultură care a dezvoltat mai. Păi, de oameni mai inteligenți. Okay. Da. uitați, e greu de imaginat cum călăreau oamenii pe vremea. Aia. Lipsea ceva foarte important din harnașament. Șaua. Șaua era într-o formă. Scările N-aveau scări la șa Era mult mai greu să te ții drept în șa Dacă n-aveai nici ce să proptești picioarele Trebuia să călărească în, Cu picioarele în burta în calul, și a... în calul, da, Cu picioarele Adică asta e o, e o treabă care pare să fi fost Din totdeauna, n-a fost Apare în perioada târzie a antichității Asta doar ca idee Că de multe ori trăim cu impresia Că așa a fost dintotdeauna Și o vreme când astea n-au fost Asta vis-a-vis -vis de uh, portul Dacilor și voiam să văd dacă cumva mai am ceva de A, -am vorbit armamentul Dacilor. Ca asta e la fel, poate să fie cumva uh, general și eu mi-am adus o listă cu populații cu care au intrat ei în contact până ajunge la romani. Că romanii sunt tehnic, nu, nu tehnic, sunt ultimii. Sunt ultimii, da. Așa, am zis de greci, de știți, am zis da, vag. Deci știți sunt o populație de migratori, sunt primii consemnați în zonă de nomazi, călare, majoritatea, de origine iraniană. Datorită știților, ne este menționat un prim conducător DAC. Este. Nu mai știu cine dă în cronica asta. Nu, nu, e înainte. E înainte. Doar că ăsta nu e menționat cu numele, e o istorie latină, dar nu mai știu apoi. Este trecut ca Rex Histrianorum. Este da, un rege, nu al, nu al histrii, nu, nu, asta e clar că e legată de histria de cetate, oh, okay. și nu e, dar nu e al cetății grecești, că era al polis, zonei. ci a zonei din prejur, de un rege Dobrogean, De unde se presupune că a plecat și Burebista, deci statul jet centralizat, din ce am citit eu, se presupune a fi plecat din zona... Din zona history Și asta la Strabon Cred că este El povestește ceva de genul ăsta Mă rog, bine Acum hai să ne gândim și la altceva Că toți aveau Având în vedere că majoritatea scritorilor erau din sud Adică din zona greco-romană greco Ei aveau pretenția Să și spună că cei mai evidențiați, cei mai grozavi conducători aveau o influență culturală de la ei. Adică, să zici, băi, burebista a ajuns mare că avea cultura noastră de la uh, Istria, de la Histria. Știi? Adică, poate să fie și o speculație de genul ăsta, nu știm exact dacă e reală posibil. sau nu. Acum nu am textul în față și nici nu îmi permit să fac afirmația. E posibil să fie vorba de o confuzie între Istru și Histria. Bine, cumva, Histria... Adică între Dunăre și cetatea de la mare. Histria, tocmai de asta se numea Histria, că se presupunea că acolo se varsă Istru, adică e o gura Istrului. Histria asta înseamnă gura Istrului. Păi știi? da, geografic se localizate în diferit, nu? Nu, păi Dunăre ajungea... până pe... toată, tot fluviu. În da. braț al Istria Dunării acolo ajungea acolo până la... până la vremea respectivă ajungea până acolo, adică era un port... Latinul e mai simplu, că latinul pune H în față da. și Histria e cetatea. Deci Istrianonul ăsta, primul conducător DAC, ăsta se opune cu succes unei invazii scitice în Dobrogea, în fața unei căpetenii care este consemnată cu numele de Ateas. Deci este un conducător local suficient de puternic, cât să stea în fața unui raid din partea nomazilor. Care vreau să meargă la Sud de Dunăre, care vreau să treacă prin... Erau de la... spus dacă voiau să treacă sau era un raid de pradă, că puteau să fie și... Da, trebuie și... să înțelegem că la vremea respectivă majoritatea luptelor erau pentru Jaf, pentru da. furt. Pentru asta făcea și de ceva și recunosc. Nu neapărat vreau să cucerească teritorii. Da, Teric. Nu. Vreau e, să fure. E rarisimă cucerirea și, oricum, și unele cuceriri nu sunt în sensul actual. Romanii no. au cucerit la maniera clasică, ocupat de teritoriu, tra transformat în provincie. Altfel și când vorbim de marile imperii de stepă, ca avari, stăpânirea lor era una mai mult nominală. Ei erau forța cea mai forța dominantă în regiune, dar nu ne gândim că aveau guvernator local sau ceva de genul acesta. Erau niște tribulețe care știau că trebuie să asculte de ăia și că ca, ea mai și forțoși. să meargă acolo în perioada recoltei, că poți să iau niște cereale, că poți să meargă în perioada aia că atunci vitele mai grase și poți să le iau vitele. Adică era un general de jaf, că poți să iau uneltă, că poți să iau arme, altfel... că poți să iau femei, că poți să iau copii. Trebuie să înțelegem ceva foarte clar pe care care istoriografia modernă actuală evită cu desăvârșire sau exclude cu desăvârșire sau nu ia în calcul absolut deloc era o societate sclavagistă principala, trecând peste miere, peste pești, peste ce zicem noi că se tăpiei de animale, peste sare cea mai mare valoare a timpurilor respective era sclavul de sclavul era petrolul, uh, energia electrică, aurul, zone respective. Pentru că tu, cu sclavul ăla făceai ce vrei. Aveai, condițiile vă la o, o mașină. Drept de viață și de, de moarte. Da, dar te duceai, ocupai uh, și luai, luai, oameni de acolo, luai sclavii ăștia. Deci e, e cumva jenant în zilele noastre să vorbești despre, sclav, despre condițiile lor de sclavie, despre lipsa de drepturi, pentru că nu e moral, nu e etic. Și de asta toți istoricii contemporani Evită să spune bă stai puțin că uh, incursiunile astea se făceau și pentru a lua sclavi -a sau comerțul se făcea comerț de sclavi existau deci erau uh, Bine specializați o de filme cu gladiatorul cu astea care se vedea clar cum uh, da în vremea lui Comodus care a fost la sfârșitul secolului 1 uh, secolului 2 2. Da. Că, mă rog, să lupta da, Există cel mai faimos club din Tracia, e Spartacus. Da, sau, da. El e provenit din zona Tracia. Răscoala sclavilor. Da. Deci ei stau re cu regularitate și în Grecia Antică e cunoscut faptul că toate cetățile grecești aveau cam în proporție de 60% sclavi care erau aduși pe rutele comerciale la galerele astea de uh, vâsle pentru că foarte multe nave grecești aveau vâsle, mergeau cu toate. vâsle. M mai erau și cu, 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 care mergeau și cu pânze. Adică, Combinau, toate sunt da. cu vâsle. Da, dar acolo la vâslele le stăteau sclavii. Deci nu exista om liber care să tragă la vâsle. Că era o muncă acolo te... te am văzut prin filme, că de un punea... cu pe ei, erau niște condiții mizerabile. În limba șocolat, italiană cu... până astăzi nu cunosc foarte bine În limba, dar știu că există expresa metere in galera. Că te bagă la galere înseamnă că ești deci, deținut. Da, da, Aia da. Nu mergeau da, de bunăvoie deci acolo. Te încătușau de o mână și te scoteau de acolo că mureai. Acolo își făceai nevoile aruncau cu apă ca să spele pe sub tine, îți dădeau să mănânci, aveai o mică pauză când mâncai și uh, trebuie să ținem cont de chestiunea asta cu sclavii și pentru că, uh, și că foarte multe popoare, foarte multe neamuri, foarte multe triburi făceau incursiuni pentru a-și lua sclavi, pentru că fără sclav ăsta n avei cu ce să tai copaci, cu ce să uh, prelucrezi Aveai piei, cu, ce, cu ce, dar costa mai mult. Costa mai mult și atunci îți dai mână de lucru ieftin. Cum se întâmplă și în zilele, zilele noastre, în zilele noastre într-o altă, în altă formă. Există un coș și la sclav că trebuie să-i hrănești. Da, E da. mult redus față de lucrătorii plătiți. Ăștia sunt șciții. Mai avem un trib mai, mult mai puțin cunoscut, popularizat astăzi, odrisii. Odrisii sunt un neam tracic, sunt mult mai bine cunoscuți de sursele greco-romane pentru că sunt mai aproape de ei. Ăștia sunt la sud de Dunăre și formează, înainte de epoca lui Alexandru Macedon, un regat care stăpânește și în Dobrogea. Iar e un regat în sensul antic, nu e civilizațional foarte dezvoltat, dar au o armată deja bine pusă la punct, care se pare că e influențat și pe daci. Pot fi considerați ca o influență premergătoare în ceea ce a făcut Burebista ulterior, și bineînțeles sunt și mai apro apropiați civilizațional vorbind de triburile dacice. E clar că este același fond mare tracic. Ei nu aveau o conștiință identitară, nu se recunoșteau, a frate trac nicio treabă de așa ceva. Dacă vorbeau aceeași limbă sau dacă se înțelegeau pe un dialect tribal asemănător. Mai corect ar fi în privința limbilor să privim spre ultimile zone cu civilizație tribală din Europa, zona galeză. Ăia uh, acolo au uh, Scottish Gaelic, Monks, da, Welsh, și asta doar, doar de care știm noi: că au mai și fost alte 100 de În, care în forma discur... contemporană, păi, da. Și în, vorbim de secolul XIX cu Garibaldi, când a unificat Italia, erau 160 de dialecte. Unul dintre dialecte din Calabria era limba română. Deci, ei vorbeau româna noastră de acum, care și acum se vorbește dacă te duci în Calabria, în tocul cizmei o să vezi că găsești bătrâni care te, cu care te înțelegi în limba română, deci nu vorbim de italiană, care a fost introdusă ca învățământ obligatoriu în vremea lui Victor Emanuel și mai devreme încă din... Mă rog, dar să nu intrăm în alte. Am întâi de să rămânem la da, Așa, avem regatul Odrisilor și după aceea mai avem două populații care vin de data asta din nord-vest, vin din partea opusă. Sunt în primă fază celții, ăștia sunt în antichitate, sunt poporul cel mai răspândit. Chiar dacă Herodot ne indică pe traci ca fiind cei mai numeroși. Indii, care sunt nu cei mai urcă, ăștia mai nu sunt Europa. Nu, dar el spune Herodot că cei mai mulți. Îl întrerup în continuu și deja pierdem toată discuția, absolut. Lasă-l să -l termine și da, da, cel, okay. el, el nu te-a niciodată, adică tot îl întrerup în continuu. Da, scuze. Hai. Așa, Celții au arealul cel mai vast de răspândire. Sunt întinși din peninsula iberică până în insulele britanice și vin în partea asta, trec inclusiv în Asia Mică. Ankara este vechiul Ancira, oraș fondat de turci și sunt Gala, de, scuzați Celți și sunt galatenii din epistole Sfântului Pavel. În zona noastră ajung două triburi centrale, boii și tauriștii. Ăștia ajung prin secolele 3-2 înainte de Hristos perfecționează foarte mult arta fie, arta metalurgică. Au niște arme din fier, mult mai trainice, mult mai durabile decât ce aveau populațiile din zonă și și ei cu siguranță influențează uh, tehnica de fabricare a armamentului la Daci. Ni se păstrează în zona Transilvaniei un coif celtic, e foarte cunoscut, cu o pasăre în partea de sus. E un coif de paradă, că nu era deloc practic să te apuce unul de pasăre pe câmpul de bătaie cu ei se bate burebista pentru că sunt veniți până în zona Transilvaniei. Și de care spune că îi, spune Stra, Strabon că îi decimează. Deci că burebista a decimat atât boii cât și tauriștii și din motivul ăsta probabil că n-am mai auzit de asta. asta. A fost ultima consemnare istorică cu privire la boii și la tauriști că da, Burebista i-a decimat pur și simplu în luptele lui cu celții și să spune că celții s-au retras spre Galia mă rog, în zona Galii s-au concentrat tocmai pentru că Burebista i-a împins din zona panonică și zona... Ei, nu, nu sunt restrânși în zona Galiei sunt absorbiți. Da, sunt absorbiți. În diferite da. zone. Ce înseamnă când dispar un trip din istorie? În momentul în care își pierde potențialul militar mor mai mulți luptători, nu mai e capabil să înșiruie o armată ca lumea cel mai repede se supune unui trib mare, e absorbit în cadrul ăsta, și atunci dispare ca mențiune, că nu mai are o entitate politică. Sau există limpide. decimarea sistematică. Deci, există, bă, ca să nu mă mai deranjeze ăștia, intră și decimezi de tot. Da, Îi -un distrug. Fel sau altul. Îi spune strabă de boi ăștia, și de boii și de. Hai să nu-i facem boi, că nu au greșit da, nu, cu nimic da. băieții. Deci, uh... e similitudine cu tauriștii care, până la urmă, tot un animal. Uh... Din neamul și boi, tot, adică Iară, am avem, zice noi, în limba română care nu are nicio legătură, da. Avem, sur, sursele nu sunt din limba lor. Da, ok. E greu de spus cum au preluat străinii care au consemnat asta și ce însemna în limba celtică. Așa, linguistics, am, am avea niște vestigii ale trecerii celților, nu știu exact în ce zonă din Ardeal, se folosește dădârlă pentru ceea ce ar fi în Muntenia Saivan pentru ocolul unde se țin oile. Sau cai Sau... Să se zicea asta noi, în Ardeal. E, într într -o zonă e de dârlă. Și, a, dat și nume, a dat și nume mai zici a dat și nume de familie de E un nume găsit. A, ăsta ar fi cuvânt de origine celtică păstrat din fondul celtic, și mai vin niște protogermani și un trip germanic al bastarnilor, care rămân aici până în perioada cuceririi romane. Cu ocazia venirii lor ne rezultă din istorie un prim conducător DAC, de data asta din interiorul Carpaților, nu din Câmpia Munteană, ăsta e din Transilvania, Oroles. Ăla e primul menționat, poartă o luptă cu bastarnii, soldații lui, spune tradiție istorică, sunt învinși, și atunci ca să-i pedepsească, regele îi pune să doarmă cu capul unde dormeau cu picioarele înainte, îi pune să meargă pe dos și să facă treaba nevestelor în gospodărie. Dacă vă bateți ca femeile, păi să faceți ce fac femeile de acum încolo. Cum și în cazul geților, există o poveste: că geții au fost puși fiind din, învinși de știți. Să se îmbrace ca femeile. Există o poveste în sensul ăsta, nu știm cât de adevărat sau dacă nu-i bați jocoritoare sau speculativă, dar există o poveste asta că într-o luptă dintre geți și știți, știți au învins și geții au fost obligați să se îmbrace ca femeile. Apropo de obiceiurile astea de umilire și de schimbare a culturii. Umilire pe de-o parte, doi se subliniază peste tot o, o, un caracter marțial al geților. Erau buni războinici și erau destul de draconici. În a, face mili, disciplina militară și aici, că tot ai pomenit de el, mai este și contactul lor direct cu macedonienii. Și am spus că Arian, unul dintre biografii lui Alexandru Macedon, spune de o campanie. Alexandru Macedon a trecut întâi prin zona asta ca să-și asigure spatele. El vrea să plece să cucerească în Orient. Nu puteai să pleci să-ți lași fix ținuturile natale expuse unui, unui raid. După aia, în schimb, un general de-al lui lăsat în Macedonia cât el în Orient, Zopirion, poartă o campanie pe coasta Mării Negre, încearcă să meargă să cucerească Olbia, care e la gura Bugului, în actuala Ucraina, și e învins de geți la întoarcere și piere în urma unui furtun cu oamenii care încerca să se salveze pe mare. Deci încă o dată se dovedește faptul că erau triburi foarte războinice, dar probabil unul dintre cele mai cunoscute episoade păstrate și în semilegendarul legendarul Local este uh, tradiția cu Dromihete și cu unul Lissimah. dintre, da, unul dintre generalii care i-au urmat lui Alexandru, Imperiul lui Alexandru cel Mare s-a destrămat. S-au rămas niște diadohi, niște, urm, niște moștenitori care au împărțit da. imperiul în bucăți, cum s-a întâmplat la toate marile imperii. General la... din armata din lui Hanș, Alexandru da. Macedon care și-au tăiat felii. În zona Traciei a rămas acest Lisimach, care în 294 poartă o campanie în câmpia Munteniei, împotriva lui Dromihete, este învins și capturat de regele Jet, Uh, și este dus dus în cetatea lui la Helis, uh, unii istorici au identificat-o cu localitatea Piscu Crăsani, în câmpia în, uh, lângă Ialomița. Da, uh. în județul Ialomița, în câmpia Munteniei, unde istoricul ne relatează o chestie foarte interesantă, că se face pace Dromihete, se arată un conducător foarte înțelept, uh, și urmează un ospăț, iar pacea este consfințită prin uh, căsătoria, nu mai știu, a ficei cui dacă e fica lui Lisima cu Dromihete, cred că așa vine. Da, uh, nu, fica lui dromihete cu Lissima. Sau așa. Că la a năvenit cu fisa după el. Da, corect, așa e. Iar ospățul dat acolo e unul care uh, prezintă un, uh, o comparație foarte stridentă. Geții se ospătează cu veselă foarte simplă, beau din pocale de lemn. Și farfurii uh, uh, de lemn. Și farfurii de lemn. de lemn. În timp ce macedonienilor li se oferă veselă de aur, veselă prețioasă, și după aia se subliniază de către dromihete, uite că aici veniți cu cui pentru câștiguri puține și în schimb aveți de înfruntat bă, bărbați foarte bravi. Acum asta e dovada că istoriografia pre, preia niște stereotipuri și le răspândește peste tot și nu putem să o luăm drept caracteristică. Aceeași scenă, un moment, aceeași scenă o prezintă Herodot din Halicarnas cu un ospăț dat de Spartan Persilor. Că la fel spartanii care erau marțial prin excelență cu calități de războinici, îi capturează pe perși, le dau un ospăț și la fel, ei mănâncă din lucruri foarte simple, pe când perșilor le dau veselă prețioasă. Din aur, că ei veniseră după aur. Da. Cum și Crasus când a atacat Imperiul Persan, știi că i-au turnat aur lichid topit pe gură. Vai venind după aur, uite-ți dăm aur. Saturate. Și l-au omorât pe Crasus care a fost unul din membrii triumviratului Cezar, Crassus și Pompei, așa l-au omorât, așa a murit Crasus Astăzi, cu e, e important de menționat faptul că istoricii vechi nu sunt istorici în sensul modern al cuvântului, să facă analiză pe documente, pe descoperiri, cu corespondent geografic și temporal da, și ei, adică cu elemente Relatează niște Notează niște legende, de multe ori complet fanteziste, altor influențate de fel de fel și de filtre. Și cum faci distinția între fantezie și Nu ai cum să faci, este imposibil. E ca și cum cineva ți-ar găsi YouTube-urile tale ca singura sursă peste 3.000-5.000 de, de altfel. Foarte pertinentă de altfel. Ceva undeva înregistrate și ar zice că așa a funcționat viața din spațiul românesc. Chiar dacă ele sunt un pic exagerate, sunt speculative sau sunt cât se poate de reale. El zice, nu, eu. nu, sau sunt cât se poate de reale și atunci... Deci eu sunt un fel de herodot al YouTube-ului, cum ar veni. Da, dacă cineva, dacă ai norocul să-ți rămână opera ta și gândește-te că, vă dai seama că au existat multe cărți, gândește-te că la vremea respectivă se scria pe papirusuri, cărți, că, 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 carte propriu spus. Descriai pe un sul de hârtie care se făcea și îl, îl, îl roluiai și îl depozitai în picioare într-o bibliotecă. Îți dai să mai rău foarte, în primul rând gândiți-vă că nu era hârtie igienică, să găsea cineva poate un barbar care îl folosea ca, Hârtie igienică sau ca, eu știu, pe, să se aprindă da. focul cu el, pentru că papirul ăla era foarte bun de aprins eu chiar pentru ștersul la fund nu m-aș arunca să fac nu, speculații a zice, în eu antichitate. A zice, eu a zice că nu e, pentru un barbar nu există nicio diferență, așa cum și în, au, au distrus uh, statuile uh, în... Uh, a, ai zis Isis, m-am la da, ei, egipteană, tu te referi la mișcarea nu, teroristă. Mi -mișcarea, da. Care nu avea nicio treabă cu arta și cu cultura și au spart cu, da, cu da, ciocanele în, Iran, în Irak, în în Iran, au intrat da, în... statui de mii da, de ani, distruse exact. și da. la au sus că nu le păsa ci, ce ce să astea, să Poate mai bine Homer, Homer era toată lui bar Simpson, nu? Era foarte simpatic. Da, era <laughs> Homer a fost... Cam mai iurit el de multe ori, dar... Uh, Homer a f este a gădea, cel mai bă. celebru grec care, mă rog, se spune că a fost un uh, călător orb care în vremuri, la anunți nu existau neapărat, uh, uh, nu se cânta, ci se povestea. Erau niște poezii pe și care... Și nu era dansul, și instalații de fum. Da, și venea și nici dronă. Și nici dronă. Uh, Prin cu drona. Că am ajuns la dronă, de la Herodot am ajuns la dronă. Și am uh, serica... Aterizăm dronă un pic mai avem treaba cu armele. Că asta s-au mai făcut descoperiri și se păstrează și pe columna lui Traian, că și la arme vezi anumite influențe. Deci asta e clar că sunt influențați mai ales din zona celtică, la un moment dat de armament. Celebra Sica, probabil cea mai cunoscută. Care apare la așa zisul de cebal care își taie gâtul. Nu? Da, Ce Cuțitul, e sica aia? Sabia cuțit. curbă, oh. dar curbată în interior, Așadar, Nu, sa mă rog, cu diferite dimensiuni. Nu, 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 ușor curbat. Da, dar nu, nu, nu atât nu. de curbă. Nu atât de curbă, un fel da, de. Tot așa, din interior ca, ca secera. Ei n-aveau săbii clasice, cum aveau japonezii sau ceva, adică genul ăla de săbii. O formă de sabie se găsește aproape pretutind, dar sica cel mai probabil arăta așa. Aha. Da, deci o, o, un cuțit sau o sabie curbă, funcție de dimensiune. Și asta a fost o problemă în luptele dacilor da, cu. Și turcii parcă aveau avea o. E Da, contrar, a ceea ce vedem noi prin tablourile de populare, nu e curbat în afară, e curbat în, înăuntru. În interior, da. Și da, haideți da, să vă da. spun tehnic ce s-a întâmplat când, când romanii au atacat. Cu sic asta, dacii, geții tăiau abdomenul. Romanii deci, da, aveau săbii. Gladius se numește, e sabia Sabie normală, scurtă și dreaptă Astea nu erau mult mai scurte, adică nu erau dezavantajați În luptă, fiind mult mai scurte Adică la o distanță la Pentru romani? Pentru daci, nu era mai nasol să Adică astea, am înțeles la voi că erau mult mai scurte Nu, Nu scurte de Care Dacilor, nu erau mai scurte Nu, lungimea e aproximativ la fel Și cât fiera ravei că dintr-o sabie lungă Puteai să faci trei mai scurte și atunci avea toată lumea arme, că degeaba trimitei... Când o luptă ei... cu săbii, dacă e o sabie pe jumate de cât cealaltă, automat dăma dezavantajat, si că îl ajunge mai, stup, mai stup. departe la tine. Nu întotdeauna. Uh, pot să zic eu da, chestia asta? Te rog. Săbile diferă în funcție de ce vrei să faci cu ele. O sabie mai mare, într-adevăr, e bună ca să spargi rândurile. Nu prea există în perioada antică. Astea apar spre evu-mediu. Romanii aveau sabia asta scurtă pentru că îi avantaja în momentul când se izbeau mulțimile și in intervenea lupta corp la corp. În înghesoială cu o sabie mare e moarte sigură. În n-ai loc să o învârți. Ăștia foloseau ca să înjunghie, În timp ce la Daci formatul ăsta arăta că foloseau ca să potențeze lovitura. La no, Daci era no, lovitura de, 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 de sus. Era abdominală și așa câștigaseră foarte multe lupte în vremea lui Burebista. Pentru că luptaseră cu trupe care nu aveau protecție abdominală. Deci asta e o altă cercetare. Ce protecție abdominală? Adică fel, armură, 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 da, Ferea de ori... vreme armuri? Da, da, bineînțeles că existau. Sau din piele foarte groasă de tăbăcită care Eu mă refer, când zic armură, când la ceva metalic, știi? Nu, nu. Deci aveau părți metalice, ah, aveau sunt, fie da? buloni. Pe piele. Adică, în lui Cristos erau, adică aveau așa. Să că spune da. Ștefan și complete și eu. Așa, și, și daci, daci, lui Burebista cu sabia asta de care spune Damian, puteau să, să lovească abdominal. Deci, scoteau pur și simplu mațele, te eviscerau printr-o singură lovitură. Ei, când au venit romanii care aveau armură pe burtă, nu mai era eficientă și, a, din motivul ăsta, să și spune că au pierdut dacii războaiele cu romanii, pentru că tehnicile lor de luptă. Deci ce -a care, a care că funcționau până atunci. s-au întâlnit, protecția... întâlnit, două culturi militare total diferite, în contradictorie. Pe când romanul stădea la gât în zona sensibilă sau te cu, sau cu sulița, pentru că aveau, erau foarte buni. Prima oară foloseau solițele, uh, sulițele, zic cum să numeau, da. Aveau denumiri specifice în limba latină, eu vă spun ca să înțeleagă toată lumea. Deci întâi s-aruncau sulițele și pe urmă treceai la loviturii cor la cor se întâlneau astea romană, ei aveau și scuturile astea foarte mari pătrate, vedeți foarte puține pe coluna al pentru că cele mai multe lupte s-au dus între vasalii romanilor, adică între Moes și Iliri, adică Iliria unde acum Iugoslavia, Serbia și Moes unde e acum Bulgaria, care erau de mai multă vreme în, în stăpânirea romană și cu ăștia au atacat în Dacia trupele specializate romane au venit, au atacat mai târziu, adică erau în linia a doua legiunile romane. Așa, scuză-mă. Dar nu mai vorbim da, alternativ. Vorbim, da. Vis -vis de ce ați întrebat dumneavoastră cu armuri, armuri primitive apar cam cu o mie de ani înainte de Hristos, într-o formă așa mai clasică, mai ușor de înțeles, cuvântul panoplie pe care îl avem noi până astăzi. Panoplion, desemna în antichitatea greacă, echipamentul hoplitului. Hoplitul era infanteristul armat care avea coif, avea platoșă, avea protectoare pentru gambe și scut. Deci ăla în momentul în care se punea în falangă cu scutul care era destul de larg și îi ferea picioarele, era armat din crește până în tălpi. Ăla putea să avanseze în felul ăsta în falangă. Vorbim de secolele 5, înainte chiar rei și noastre, mai înainte puțin în, în, zona, în zo zona romană romanii favorizează un tip de armură mai mobilă, se numește lorica segmentata. Armura de trunchi romană sunt cu foarte multe șireturi. Dar din și cu multă piele tare, cu multă... din ce am uh, parcurs eu armura aia e un tip ideal și de regulă o purtau ofițerii, că era greu de produs în serie. Da, Soldații romani de rând cel mai probabil nu purtau asemenea armuri. Purtau ori uh, zale, ori purtau ceva tunici de piele, care, uh, bun, nicio armură nu, e, nu oferă protecție, 100%. Dacă stroznește unul o gheoagă cu simțul răspunderii, o să te îndoaie cu armură cu tot. Sau îți scrapă scutul la care de multe ori fost că era de lemn. Uh, la scut sunt diferite variante. Cele mai dese sunt din nuiele. Pentru că e foarte ușor și de... Și o de aia groasă, grea, amortizată, amortiza. Am văzut atunci când am filmat noi cu băieții care se luptau... Ale uh... erau medievale, erau un... mai târziu. Ale, medievale. Dar știu, dar zic ca material, era un scut din lemn ce am văzut eu că... Să ne gândește-te ca să ții scutul dacă ar fi fost metalic, chiar dacă ar fi avut metal la vremea respectivă. gândește că era noi foarte greu. Vor vorbim de o perioadă da. în care era începutul epocii fierului. Istoricii au împărțit la și Hellstatt. Deci sunt două etape, după 800, înaintea erei noastre, când, a, când se termină epoca bronzului, odată cu cucerirea Troiei, cam atunci a fost momentul de sfârșit epoca bronzului și începe epoca fierului. Chiar dacă ai fi avut scut de bronz sau de fier, nu puteai să-l ții în mână, trebuia să -l lupți cu el, îți dai seama, îl ții ba, un scut de fier, că nu puteai să faci din tablă subțire cum ea, cu prelucrată, călită, era fier mort sau din fontă cu chiar așa. Să... din carbon, din alte. Da, din Bine, Captain America, da. <laughs> Dar nu, cele mai dese sunt nu ele, <laughs> sunt piei tăbăcite întinse pe un cadru de lemn doar pielea, nu ai ceva de desubt. Dar de nu sau de sabie. Poate piele. fi străpuns. Dacă este în... de bou din zonele mai groase ale burții boului sau din piele de porc mistres să făceau. Deci porcul mistres, dacă dai maxim cu cuțitul, un cuțit de vânătoare, cât poți de tare în burta lui, nu poți să intri cu cuțitul. Deci atât de puternic e, atât Dar de puternică e pielea. Ca idee, nimic nu-ți oferă protecție sigură. Totală. Scuturile nobililor și așa aveau într-adevăr plăci metalice puse pe exterior care confereau un plus de protecție. Dar în general, când avem tiparul unei armuri, tindem la fel să ne imaginăm ca fiind purtate de toți războinicii. Nici poveste de așa ceva era purtată la, în armata romană de ofițeri, de cei din gradele superioare, în trupele barbare de nobili. Nu purta toată lumea. La Daci, în principiu, armura pare să fie destul de restrânsă. Se limitează, în general, la scut și, în cazul căpetenilor, coi și câteva piese pe centură, în niciun caz iară nu sunt cele decorative. Coiful de aur de la coțofenești, de la cu ochi deasupra. Care ăla nu era... sunt dacice, I... sunt lămurim, da, care da, nu sunt, dacici, dacice. Nu. Da. deci de era zic... cu sprâncene de la coțofenești, care nu are partea superioară, nu este dacic. Deci că mulți îl pun când prezintă, uite ce au făcut dacii, uite de aur, nu există. În perioada aia, dar e sinucidere curată să te duci cu piesă de, arm de armură din aur. Că prin ăla se străpunge aproape imediat. Unu și doi, toți vor să țin ea. Pe și băbașca. Prins pe capul tău. Domnule, pe ăla, cine îl omoară, pe ăla primește. Da, dar pe de altă parte te văd toți soldații tăi că ești acolo când apăre apărea Carol cel Mare cu Coif de Aur sau în, eu știu ce lupte au mai fost și în, în uh, Cruciade toți soldații știau unde este liderul, unde este șeful și dacă venea și el cu coiful de aur, atunci să crea o efuziune, un entuziasm, Bine, nu, o dar Bine, ăla nu-i pe câmpul de bătăi, ăla e ceremonial. Da, da, da. De multe ori îl luau și la ceremonii, și la, pe, pe la bătălii îl purteau să-l poartă. Deci aurul oricum conferă mai multă protecție decât cu capul gol sau decât uh, să ai o țesătură. Eu știu că nu, dar nu, da. Deci, eu... Bun. când se întâlnesc dacii cu romanii, romanii, în general, bat cam pe oricine, până când întâlnesc popoarele cu o cavalerie puternică, nu prea au adversari. Că durează mai mult, cum a fost, de exemplu, în uh, cazul uh, pe persilor, sau că, durea, că e aproape instantaneu, cum se întâmplă cu macedonenii, distrug falanga macedoneană fără probleme. Ai spus că în 1946 e bătălia de la Chinos capul câinelui când cuceresc Macedonia și ajung în vecinătatea Dunării. Din momentul ăla intră în legătură cu Dacii. Dacii la fel, erau totuși un popor barbar în privința tehnicilor de luptă, nu aveau o strategie coordonată. Niște baze existau pentru toată lumea, toți aveau un stil de a lupta, dar nimeni nu avea strategie atât de complexă și de bine gândită a Romei. Roma știa să se adapteze aproape oricărei zone și aproape oricărui stil de luptă. Erau maeștri în a copia foarte repede ce aveau nevoie din stilul adversarilor și să-l folosească împotriva lor. Și ei făceau, aveau o armată profesionistă spre deosebire de celelalte. Zone care luau țărani după câmp sau nobili și hai să luptăm că suntem atacați, ei aveau soldați de profesie care făceau până la 40 de ani de armată. Deci, când, când ieșeau din armată, primeau terenuri, primeau, zic, erau împroprietăriți, Deci, soldații care luptau în armata romană erau profesioniști, erau de, de mici recrutați, li se ofereau niște avantaje și uh, ei erau de profesie militare. nu erau ca dacii care erau agricultor sau apicultor sau crescători de vite și bă, vin România hai să ne strângem. Deci, mă rog, există consemnări la Strabon că Burebista avea o armată de 200.000 de oameni. Ceea ce foarte e foarte puțin sigur, probabil. Nu, e cu siguranță o exagerare. Deci este o exagerare fabuloasă. Ei au vrut să-l facă și pe Burebista fantastic din toate punctele de vedere. Bine, îi spun că a ajuns Burebista până în centrul Europei. Strabon și cu tot ce încă alții... o dată o dovadă cum folosește istoriografia antică ca să impresioneze dă, umflă numerele într-o veselie. Nu, dar, noi dar da și în ziua de azi, Damian, dacă e un meeting în piața universității sau la exact, așa, da. filmează de așa de jos sau așa și atunci apar 100.000 de oameni în loc de 5.000. Și acum, în funcție de televiziunile care erau de o parte sau de alta a guvernului, unul spunea 5.000 la o televiziune, dacă schimbai canalul, spunea 50.000. Știi, cam nu așa... Și încă ceva, când înfrângi un popor sau un trib sau o cultură... Spui că au a, fost a, foarte mult mulți ca să... -am bătut pe aia, erau câtă frunză și câtă iarbă da, și am a bătut. Și... Chiar dacă era mai puțin. Sărăcii săracii erau morți de foame și de-abia ar ajuns să sără câțiva pe teritoriul tău și i-ai pentru că nu poți să te bați cu cineva, că asta e o chestie Normal. de lașitate care s-a dezvoltat în timp. Așa, hai să ajungem la, la Burebista. Burebista. Deci mai avem ceva de Burebista? Uh, un, ai mai spus o chestie de auxiliarii romani și aici voiam să fac o, preci, o precizare. Ei nu foloseau vasali, nu, mai, nu aveau trupe de vasali, aveau ce se numește auxilia. Da, da, mă rog, Romanii aveau forma, ca să, să înțelegem, vasalii apar mai târziu în evul mediu ca denumire, da. dar a aceleași funcțiune, adică ți se dădea ordin, trebuie să, te pre trebuie să te prezinți cu atâția luptători, că ești, ești auxiliar meu. Nu, nu e la romani așa. Zici că îi plăteau? Erau incluși în armata română, dar nu aveau statut de legionar coloana vertebrală a o constituiau. cum îi recrutau atunci după... după abilitățile fiecăruia. De exemplu, ai prăștiași din Baleare, pentru că erau foarte buni la dat cu praștia. Ai arcași din Creta, pentru că ei excelau la trasul cu arcul. dar eu altceva am întrebat. Nu vorbesc de specialitate, vorbesc cum, cum îi recrutai. Cum îi motivau, cum îi cum stimulau îi, cum să vină să Cum de ei. acasă, de la nevastă, sau și de la copii să mină, sau... Tocmai pe, pentru că erau plătiți, era tentant pentru ei. Eu să deci, Da. Asta e nu, azi... nu merge, sunt cum se face recrutarea azi, e cel mai apropiat de sistemul actual de recrutare. Sau dacă vreți legiunea străină, poate, cam așa ceva. Eu mm -hmm. i-au speriat pe Daci, de exemplu, pentru că aveau cavalerie numidă. Numizii sunt din Africa, daci nu mai au văzut în viața lor așa culoare la om și au crescut demoni. Adică asta e, e menționat într-o relatare, dar asta, legiunea alcătuia baza, coloana vertebrală a armatei romane, ei excelau la infanterie. Nu prea erau pricepuți la cavaleria și atunci recrutau populații deja supuse care aveau tradiția asta militară și militar. care aveau și o obligație cumva, există o obligativitate de a presta serviciu militar, de a trimite un anumit număr de soldați păi nu, asta, asta încerc da. eu să lămuresc, păi la da. momentul când ajung să cucerească Dacia, aia nu mai e regat supus, aia e provincie Impe zona aia nu mai are un conducător local Aia sunt sub Imperiul Roman nu, sunt da, recrutați ca atare ceva se spune că în al doilea război roman 105-106 au participat și triburi jetice din Oltenia și din Banat care erau deja sub încă din primul război romani erau cumva în subordinea romanilor păi și da e același sistem da, da e discutabil deci nu avem date ca să Daci Dacii folosesc aliați în, da, uh, în armata aveau... dacilor luptă sarmații. Apar și pe columnă Daci. se deosebesc foarte ușor. Sarmații erau îmbrăcați în zale din cap până în picioare, și ei și cai. Era una dintre cele mai grele cavalerii pe care le cunoștea lumea antică, ăștia fiind un trip tot în zona răsăriteană La gurile Bugului. Da, cam și zona... sunt, sunt sarmații yazidi și sarmații roxolani Până la, până la Nipru. Deci, zona hmm. de nord a Mării Negre. Știi? Dar în armata romană e cât de cât standardizat echipamentul, nu la nivelul unei armate de astăzi. Nu poți să vorbești că sunt fabrică. Dar, cum, cum ne dăm seama că sunt auxilia, că sunt auxiliar, cum spui tu, Iulean, ca să înțeleagă toată lumea, că sunt auxilia sau că sunt trupe legionare, după, după scut deci unde sunt scuturi dreptunghiulare și mari, alea sunt ale legiunilor, unde sunt scuturi ovale și cu diferite însemne care erau însemnele zonei de unde veneai, pentru că se păstrau o, o, un, o identificare pe câmpul de luptă, acolo vezi că sunt auxiliari și cele mai multe scuturi care, și oameni care luptă cu, cu dacii pe coluna lui Traian sunt scuturi semirotunde, sunt ovale. Nu sunt... Da, sunt numeroși auxiliari. Bine, nu era obligatoriu, nici legionarii nu foloseau numai scutul pătrat. E în funcție de unde luptă și cum. Știu că ei foloseau scuturile aia ca să facă tot felul de formații, de, aia de luptă, broască, țesoasă, tot, da. ca să se acopere cu totul. Tot. De, de, de exemplu, ar, sus, arcașilor, sus, da. Și atunci, ăia da. care probabil n-au intau primii ca să poată să înainteze cât mai mult, erau cu scuturile aia dreptunghiulare ca să poată să fie protejați cu totul. Făceau structura țesoasă. Da, dar testudo este folosit la asedi, nu-i pe câmpul de bătaie. Da, și pe câmpul când trăgeau cu arcurile, deci că prima interacțiune era cu arcurile, trăgeai de la 10.000 de mare. săgeți. Și atunci făceau testul, făceau structura asta de, de cestoasă, până și trăgeau păi și ce oia, al... cu ovale să băgau sub ei sau ce băceau? Nu, erau altele. În primul rând îi băgau pe ăștia cu ovale. Deci aia erau trupele care stricau cumva structurile pe care... el. Trupele le... de sacrificiu. Trupele de sacrificiu. Totdeauna s-a întâmplat așa, știi? Adică îți spui... Eu... nu-i de acord, s-a Îți auxiliarii cum erau și la otomani bazbucii. Baș Buzuci. Baș Buzuci, care, pe care îi trimiteau prima oară și care stricau. E diferență mare între Buci și Buzuci. Da, se adică sunt altfel, nu? Uh, nu e, e un pic mai complexă toată treaba. Adică, ei nu luptau separat. Toată armata gândea ca un organism. Poate mai apropiat este ceea ce vedem în scena de deschidere de la Gladiatorul, bătălia aia din Germania. Acolo se vede mai apropiat de realitate cum se bătea armata romană. Nu erau separați. Testudo în sine e o formație nepractică pe câmpul de bătaie, că poate să fie izolat. dar să acopereau cu asta ca să am de, înțeles de a, am înțeles asta. Ideea să ai acoperi și numai dacă trage unul de sus. Nu, sau de la distanță, că a, a, săgeata face un arc de cer, care o parabolă. Păi nu, atunci îngrop toată armata. Mai simplu, când vii în fața unora, este linia dublă, ceea ce făceau și vikingii, shield wall, dar n-au acoperit și în spate, că nu-ți trebuie. Dacă vin linii succesive, fiecare se acoperă cu un scut sus. Testudo-ți trebuie doar când te apropii de unul care stă la câțiva metri pe metereze Da, și-și aruncă cu plumb. Dă, cu... dă de, cu sus smoală, cu ceva. de sus în da. tine. Linia de luptă romană avea o tactică destul de, cla de, clarificată de a se bate. Nu venea un testudo când erau pe câmpul de bătaie, veneau în liniile, legiunile și aveau modul de atac, era cu pilum, cu surița asta specială, era o suriță cu mânerul foarte greu și cu vârful prins foarte subțire. În felul ăsta când aruncau, dacă se înfigea în ceva, mânerul trăgea brusc, se rupea și îți rămânea aia prinsă în tine, nu mai puteau fi folosite înapoi și după nu ce folosau, de dușman că tu aruncai da. și ei nu puteau folosi dar tu nici nu mai puteai scoate bucata de fier din tine ca ea să rupea în tine și, și după așa, murei, rău. infecție, mureai se asta e, o, să opera, o să există procede chirurgicale pe vremea respectivă că mai, mai erau specialiști care mai scoteau bucățile astea în ce găseam. vedem greșit în filme e că pare să fie așa o succesiune actul 1, actul 2, actul 3 cu Tragarca și cu intre-infanteria nu se întâmpla așa, lucrurile mergeau cu un comitent mai ales că o bătălie nu se poartă cum ne-am bate eu cu tine. Step by step. Da, lucrurile sunt. Se... Nici noi puteau sta o, o, o sincronizare în la aia, N-aveau stații de emisie, recepție, n-aveau. Romania aveau a, avea semnale sonore, aveau trompetiști. Iar se ar... semnal acționau ca atare, da, nu? Adică, într-un film, noi vedem că asta trag, și cât trag și după aia, între aia se bat. Nu? și reglează tirul în momentul ăla și încep să tragă în liniile din spate ale inamicului. La fel, există mașini de război, altă tâmpenie. Am văzut dita mai... Da, de alea. alea la asedii. N-ai cum să o aduci pe aia pe câmpul de bătaie. Că pe aia ți-o rade instant dacă o pui acolo. Nu ți-o ți rade, dar se înțepenește. E, e greu de mișcat. Și Are... nu poți să asiguri protecția lor întotdeauna. Aha, ok. Și trăgeau S cu săgeți, cu flăcări și îți dădeau foc la ea pur și simplu. la 10 mm -hmm. metri. Așa, pe câmpul de bătaie aduceai niște arme de, a, de, asalt, să zicem, arsenal. Dar erau mai mici, erau balistele care sunt niște arbalete supradimensionate. Alea puteau fi folosite, dar oricum mai portabile sau scorpioni, Se mai numeau în armata romană, tot așa, prin torsiune cu tendoane de bolș, Iar o, cu... o bătălie, niciun film n-a reușit să o reproducă complet sau o reproducă în scene, în cadre dintre astea destul de izolate. Adaptează pentru cinematografie, probabil, că n-au exact. ce că Altfel, în general, în mijlocul unei lupte, de-aia generalul stă în spate, nu se prea bate. Că el trebuie să vadă cum se desfășoară, să știe unde plusează, unde deal, cum stătea Napoleon ah. la Waterloo. Sau... O să știe cum plusează cu trupele pentru ăla care se bate. E un haos total ce se întâmplă în El Nu-și dă seama de ce, e acolo, de ce se întâmplă acolo. Exact. Hai să trecem mai departe. Am la am cu l am terminat uh, Burevista. La Burevista, voiam să punctez o chestie. Eu n-am găsit cu uh, Histria. eu am găsit trei. Ca fiind cetățile cele mai probabile pentru capital, într-adevăr, și am găsit că evoluează cu timpul zona de centru. Până ajunge în, în orăștie care e A, ultima. Cea, lui cea mai probabil ar fi Costești, în zona orașiei. Mai sunt date Arge Dava, care e în sudul Bucureștiului, înspre Giurgiu, sau Arci Dava, care e în Banat, ca zone de putere. Costești Greu de acolo să Ce se pare... Uh, nu, mai multe costești. Nu, nu. și un costești de Moldova, și un costești de Vâlcea. Un... Asta costești costești eu... de de zis înseamnă... Nu, nu, eu în zona orăștiei. orăștiei. Nu, nu, eu zic că există. Ah, în okay. spațiul român există foarte multe comune costești. Eu nu știam unde s-au bătut mineri. Nu, că m-am gândit că s-au bătut acolo simbolic, acolo s-au bătut și Daci și de-aia zic da, că... Da, și ce înseamnă costești, ce înseamnă costești. Făceau o paralelă între Iliescu și Daci. Am înțeles. Iliescu ce era? mea. ce era? Trac. Trac. <laughs> da, cum a explicat erau... el, că the ducks come from the tracks. Uh, e perfect. Deci, ce s-a întâmplat? Burebista, trebuie să înțelegem, avea o mobilitate foarte mare. Daci, deși erau definiți, sau mă rog, geți erau definiți ca lucrători ai Pământului, totuși aveau o mobilitate, mai ales trupele militare. Când s-a luptat cu boii și cu tauriștii, ci. ci s-a luptat pe undeva pe în Panonia. Da, dacă să până, ne în gândim. până în Boemia, aproape a, de Cehia Dunării, de azi. Că aici Boem. Nu. Da. Nu. Pilaf probabil că a venit de acolo. <laughs> <laughs> Și de exista o, o, mo mo mobilitate, le-am putea spune capitale nomade care călătoreau cu, cu liderul odată. Ui, deci călătoreau, să ducea curtea, să ducea cu el, știi? chestia asta e, e transmisă până nevul mediu. Și nevul mediu e prematur să vorbești de o capitală a țării românești. Capitala per se era adică unde se mutau cu femei, cu copii, cu uh, nu. acareturi, nu, cu toți? Nu, nu. nu. Aștia, ăștia sunt nomazii. Ăștia n-au o capitală. Ei se mută, își fac tabăra și acolo stau. Uh, în cazul dacilor și ulterior și nevumediu, mediu, mă refer că centrul de putere, noi înțelegem asta prin capitală și centru decizional. Pe când acolo, indiferent că aveai niște orașe pe teritoriu, centrul de decizie era unde era conducătorul, care se mișca. Din în loc, da. nu era o capitală fixă, stabilă. Ce ar mai trebui să stabilim la Burebista? El a avut și o alianță cu romanii și asta e foarte interesantă, pentru că în la Roma a existat un triumvirat, adică Cezar, Crassus se bate. Nu, Burebista nu s-a bătut cu romanii, să ne înțelegem. Nu există nicio bătălie consemnată între Burebista și romani. Stai să zic eu, varianta mea. Deci, variantă, da? deci, de, Nu, nu, nu confundăm cu Decebal, care s-a bătut cu romanii da, eu vorbesc tot, de Burebista. Deci, undeva, Burebista a venit undeva până în anul 82, înainte noastre, a început să construiască dac, statul DAC centralizat. Și... Înainte de Lui Cristos, înainte de Renaul, e invitat de comuniști ca să nu zicem Cristos. Da, sau... Ca să, mă rog, în, da. de anul 0 e anul nașterii lui Cristos, vorbim de 82 de ani înainte okay. de nașterea lui Cristos. Și uh, în Roma funcționa un triumvirat: Cezar, Crasus și Pompei, care s-au înțeles ei, toți trei generali, uite cum ne, cum ne, uh, cum ne gestionăm noi lucrurile. Uh, Crassus, cum v-am spus, a dus să se bată cu perșii și a pierdut bătălia acolo. Știm, am vorbit Așa? De asta. Uh, Pompei a rămas... Uh, a rămas cu, uh, cu Cezar și au, au început să se bată între ei. E, Burebista a, a pactizat cu Pompei. Deci, Burebista a început o colaborare cu Pompei și chiar l-a ajutat cu trupe. Se spune că una din bătăliile care s-au purtat undeva prin Macedonia, în prima, prima dintre lupte a câștigat Pompei, în a doua a pierdut și, pormă, mă rog, s-au dus. Pompei a murit undeva în Egipt, până la urmă l-a omorât fratele Cleopatrai. ca să-i facă o bucurie lui Cezar. Uite, domne, noi te-am scăpat de ăsta, l-au luat prizonier și l-au și ucis. Dar uh, Cezar urma să atace uh, regatul jet al lui pentru că bai, ai fost aliat cu dușmanul meu, cu Pompei, te distrug. Ei, ce să vezi cu patru zile înainte ca Cezar să treacă Marea Adriatică din Italia, să treacă pe, în actuala Albanie ca să vină cu trupele, erau pregătiți 10.000 de călăreți și nu știu câte legiuni cu care vrea să meargă spre regatul Burebista, el este ucis așa cum știm de Brutus. Este într-un complot pentru că el instaurase o, o dictatură, Nobilii și senatul roman cumva e împotriva acestei dictaturi și lichidării Republicii Traiane, zi romane, și Cezarie moare în anul 44 înainte ei noastre. Tot în același șansă face o revoltă și în regatul Jet, unii îl bănuiesc pe Coson că l-ar fi omorât pe Burebista, și este ucis și Burebista. Ca printr-o coincidență, cei doi dușmani care urmau să se bată într-un mai război, Burebista cu marele său regat, care nu era fragmentat după moartea lui Burebista, regatul s-a fragmentat și a pierdut foarte multe bucăți, așa cum s-a întâmplat și cu uh, Imperiul lui Alexandru Macedon și cu alte imperii. Uh, ei n-au mai putut să se bată pentru că am, am, i au fost asasinați. În uh, regatul uh, jet rămâne Coson, este consemnat uh, Coson, care se aliază cu ucigașul lui Cezar, cu Brutus, care făcuse și el un triumvirat, adică o alianță cu, mai, cu alți generali, cu Antonius și cu uh, Augustus care până la urmă ajunge împărat Antonius este amantul Cleopatrei care uh, de deci el face un triumvirat cu ăștia doi. Nu, nu, triunviratul triumviratul 2 Marc Antoniu, Octavianus Augustus și Marcus Lepidus. Și... Brutus e dușman din star pentru că l-a asasinat da, știu, pe Cezar. Că, știu că, nu, mă rog, eu știu că și Brutus a fost parte din al doilea triumvirat și s-a bătut cu ăștia. Da, dacă de... Da, că de dușman. Da. da. mă rog, eu o dispută <laughs> acolo, într-adevăr, să îi dăm dreptate lui Damian pentru că el e mai a plecat pe chestiunile istorice de amănunt. Eu, mă rog, așa știu. Și cu cine se aliază... Ăsta coson, ăsta care era ur urmașul lui Burebista, se aliază cu Brutus. Coson era urmașul Burebista, adică Burebista era urmașul Decebal și Coson era... Nu, nu, nu. Decebal nu s-a născuse nu, încă la Bureb... Între Burebista este. și Decebal avem 150 de ani. Nu și născuse... Burebista e întâi. Okay. Deci eu, noi vorbim de întemerea statului jet. Și după aia vine Scorilo, statul Burebista, nu? Mult mai târziu. Invers. Scorilo ar trebui să fie lui Decebal. Da. Da, da, mult mai târziu. Noi vorbim acum de înainte de Hristos. Okay. Vorbim de perioada înaintea lui Hristos. Deci moare Burebista în anul 44, vine Coson, care era aliatul lui, lui Brutus. Eu nu am auzit de cosonă de-aia te-am Există singurele monede și asta e, asta e o, o, un argument al teoriei dacice, pentru că dacii n-au emis monedă. Bă, ce stat e ăla care n-are monedă, care n-are nimic scris? Am discutat care... de asta, hai Așa? să fim mai conciși un pic. Și am, ai, au emis cosonul. Asta, cosonul ăsta, se spun filodacicii că cum să le spun eu tu. Dacofilii Dacofilii, ca să nu zic varianta cealaltă spun că este o emisiune monetară a statului Dac de după Burebista făcută de Coson dar a, moneda asta, ca să înțelegem foarte clar a fost făcută din aur într-adevăr are pe o parte are trei personaje cu togă romană deci a, un consul și cu... A, cu doi lictori care erau elemente din, ca să înțelegem, existau pretor, consul și dictator cele trei demnități în Imperiu Roman și dictatorul era senatul putea să deseneze un dictator care lua orice măsură și dictatorul uh, e episodic da, episodic, sens. da, nu era permanent doar în, în conții de criză uh, asta pretorul avea 6 lictori care îl păzeau permanent, pretorul avea 12 și dictatorul avea 24 permanent care îl, îl însoțeau cu fașii, deci cu niște nuiele de uh, 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 plop uh, legate între ele cu o secure, ca cu o secure, ca un simbol. În sfârșit, și să revenim la deci la monedă, moneda avea pe o parte trei personaje îmbrăcate în costumație romană, ori Dacia nu știm să fi fost cucerită de romani la vremea respectivă, iar pe partea cealaltă Agvila uh, romană, care are în cioc uh, laurii romani și stă pe o, tot pe un simbol roman. Și... Uh, s-au găsit foarte mulți cosoni din ăștia, mă rog, unii spun că sunt o, niște creații renascentiste târzii, care ale unora ca să zi tu mai departe cu cosoni ăștia, că am văzut că ești documentat. La capitolul numismatică, tocmai că încerc să mă păstrez, fiindcă e un domeniu foarte complex, unde n-am avut suficient timp să mă Dacă documentez. o să cauți pe ebay-ul american, o să vezi că sunt coson de vânzare între 15.000 și 50.000 de dolari costă un coson DAC se numește JET sau mă rog deși, și scrie coson cu litere grecești deci avem K, O, OMEGA ă, deci OMEGA grecesc era ciudat ca cineva să facă adică în Grecia, în Dacia, în, Ge în Geția de la vremea respectivă sau Dacia, cum vrei să-i spui, să se scrie cu litere grecești, deci nu există litere dacice. Sau, deși nu, încăstar. nu se păstrează până astăzi niciun fel de alfabet getodac, cu o excepție notabilă, dar care încă n-a putut fi clasată, cu tăblițele de la Tărtăria. Eu am făcut o confuzie în altă expunere, le-am încurcat cu alea de la Sinaia. Sunt două diferite. Sunt dovedite ca fiind un fals, alea de la Sinaia. Și de la tot falsuri sunt. Alea e mai discutabil. Da. Deci încă să înțelegem că toate artefactele pe monede sau pe lut sunt imposibil de datat ca vechime pentru că n-ai cum să trebuie să fie ceva organic ca să poți să datezi. La metale poți să le datezi și o să, o să am o grămadă de critici prin compoziția chimică. de deci să zici, bă uite, are o compoziție chimică care era folosită în perioada respectivă la altceva descoperit în altă parte. Și atunci să fac niște corespondențe pentru că știi cât cât plumbai. că de de tot și timpul ne, ne presează. Să nu mai, adică eu -am eu pornind să... de undeva și nu mai știu unde am ajuns. Adică Știi ce zic? Da, da, da. Eu îmi adică fac notițe, sunt, prea din... Păi nu, asta e subiectul. Deci vorbim de cosoni. Care, cu eBay-ul american sau cu ce? Cu cosonii care să găsesc, care sunt monede, uh, filodacii susțin că sunt monede emise de stat, de un stat dac și că este o dovadă că a existat o putere statală orga, uh, foarte bine organizată, care a emis o monedă, care a emis o bagnotă. Ok, care putea nu, nu fi bag notă. Da, în sens... Mă rog. da. Bag notă, în sensul de... Dar de unde am pornit cu discuția? Vorbim de succesiunea lui Burebista. Ce face Burebista în timpul domniei okay. sale și de cine și urmează. Ce face? Acum, vis-a-vis -vis de mențiunea asta cu Cosun și cu alți conducători daci, de multe ori avem mici confuzii, tocmai pentru că nimeni nu scrie din limba dacă. Sunt scritori străini care scriu și de multe ori mai încurcă numele sau primesc o altă variantă. De exemplu, Burebista, de multe ori, e, de multori unii istorici susțin că a fost confundat cu Rubobostes. Că Rubobostes și Burebista sunt de fapt aceeași persoană. Și că unii au spus într-un fel, alții au spus în alt fel. Și la Coson s-ar putea să fie același lucru, să fie pe altă filieră, dar desemnat de fapt același conducător. Și confuziile astea sunt posibile în mai multe situații. Adică vorbim de o transpunere a numelor prin vreo 10 instanțe până ajung la noi, ceea ce poate să producă pervertirea ale sensului. În privința regatului lui Burebista, asta am mai spus, o spun pe scurt, regatele barbare, cu excepție Imperiului Roman, foarte rar au coeziunea romanilor. Romanii au o administrație unitară și în felul ăsta Imperiul lor din Spania până în Tracia reacționează ca un întreg poate să mobilizeze resurse și dacă există vreo înfrângere, ea nu este catastrofală pentru că se aduc întăriri. Pe când regatele barbare, indiferent la ce dimensiune ajung, dacă slăbește autoritatea centrală, fie moare conducătorul, fie își pierde capacitatea războinică, se destramă instant pentru că supușii devin independenți sau intră în altă sferă de influență. Sunt mult mai puțin durabile decât e Imperiul Roman. Burebista poartă de-a lungul a... a Aproape 40 de ani de domnie, campanii ap în aproape toate direcțiile geografice. Se bate cu Celții în nord-vest, se duce de la Olbia până la Polonia, pe coasta Mării Negre, face și raiduri asupra Imperiului Roman. Da, până în Macedonia. Deci s atac, i se bat romanii cu daci în timpul lui. Dar nu, sunt, nu e nicio campanie da, da, de amploare. Sunt, da, nu sunt uh, coordonate de Roma, ci sunt garnizoane care apărau probabil Imperiul în zona Moesiei, adică actuala Bulgarie, și care uh, reacționau sau uh, încercau să se opună invaziilor. Sunt uh... Guvernatorii provinciali romani, Imperiul roman ajunge la Dunăre după Burebista și consolidează prezența acolo. Da, da, e adevărat. Suntem aproape de uh, era creștină. De perioada de după Hristos când se consolidează stăpânirea romană la Dunăre Dar el trimite grupuri de raid în zonele balcanice Și profită de împărțirea care se produce în Imperiul Roman Între cei care țin cu Pompei și cei care țin cu Cezar Burebista îi trimite o solie lui Pompei, pe asta o știm clar Îl trimite pe Acornion din Dionisopolis S-a descoperit Dionisopolis e balgic de astăzi. S-a da. descoperit acolo o inscripție care este... Dionisio, adică da, în care este lăudat Acornion pentru măestria lui diplomatică, mai ales pentru față de Burebista, care e desemnat cel, mai, cel din tâi și cel mai mare dintre regii din Tracia. Deci este într-adevăr recunoscută hegemonia lui Burebista o, în zonă. Pe o piatră s-a găsit o inscripție, Ulterior, care e la muzeul din Sofia acum, da, din câte corect. știu eu. Ulterior a spus Ștefan Foarte limpede, de Pompei, moare asasinat, Cezar e la rândul lui asasinat până să poarte vreo campanie în Dacia. Deci și intenționat, se spune că intenționa să atace pe, la atace Exist pe Burebista. Există o tradiție istorică, într-adevăr. La Burebista apare succesiunea a lui Deceneu, a marelui preot cel despre care s-a popularizat treaba aia că ar fi interzis consumul de vin, ceea ce e o inepție. Adică uh. nu, e, nu, există o scădere. Uh. Nu, ce e adevărat și mă rog, fost, sunt chestiuni consemnate uh, de Strabon că a încercat, a, a, a încercat să impună poporului jet abținerea de la vicii. Ge în general. O formă cultică, deci o formă ceva de... cum e și postul creștin de astăzi, poate. Da. Dar da, nici pe departe nu-i valabil aia ca ars vița de vie. Nu există așa ceva. Și ce. deceneu, mă rog, să spune că Burevista s-a folosit de deceneu pentru că era unii spun că era un șarlatan, mă rog, în scrierile. Da, da. Există că decenea era un șarlatan, alții spun că din contră, era un foarte înțelept și un preot ales care putea să îi impună. Ca dovadă cum se amestecă scrierile istorice și despre de ce nu se spune că s-ar fi dus până în Egipt, că s-ar fi inițiat da, acolo da, da. și s-a întors, dar ele cel mai probabil succesorul imediat al lui Burebista casta asta preoțească în alta având o autoritate deosebită în cadrul dacilor. Da, da, să, să menționăm că preoții ăștia erau selectați din înaltă aristocrație ca regulă. Normal. Deci din, nu erau preoți cum sunt acum că tu ești preot de tânăr, ești aristocrat și primești... Uh, uh, titlu sau cum să zic, ești recunoscut și ca preot din rândul aristocrației, adică este o dublă dimensiune. Tehnic ba da, că și episcopii sunt, sunt selectați din cinul monahal. Nu sunt dintre oameni obișnuiți. Da, uite și la Zamol, se spune undeva că s-a îmbogățit la Pitagora, așa a venit bogat. Da, ca odată, pentru da, da, că preoții se alegeau dintre cei bogați. Dar adică să fie. Contactul cu ultima populație războinică, cu romanii care îi vor și înfrânge, se produce undeva prin anul nouă de, 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 definitiv. Atunci se consolidează stăpânirea romană la Dunăre, apare provincia Moesia și totodată Dobrogea, care ulterior va deveni provincia Șciția Minor, amintind de prezența știților acolo, și atunci încep conflictele mult mai frecvente. Atunci apare, iar e tradiție istorică a lui Dapix, un rege Dobrogean, care intră în luptă cu romanii, de fapt intră în luptă cu Roles, un rege al dacilor aliat cu romanii. Cheamă, îi cheamă în ajutor pe romani, și, da, pix fiind învins se refugiază într-o peșteră pe care romanii o zidesc. Asta ca e o altă. Masa, la... da, sau la Da, asta e o altă tradiție istorică. Și treptat, într-adevăr, presiunea romană crește asupra zonei Daciei, Prima campanie semnificativă este în timpul lui Domitian uh, Mai e o, -o, o chestiune cu Brutus. Deci uh, 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 alianța asta lui Coson, pe care o am găsit-o consemnată în foarte multe documente istorice, preluate în contemporaneitate, uh, Coson ăsta, regele, Dac, se asociază cu Brutus uh, și Brutus pierde bătălia de la Filipi din Macedonia în anul 42 înaintea erei noastre și se spune că acești Cosoni erau de fapt plata pentru uh, soldații geți care au luptat uh, alături de uh, Brutus și s-au întors în Dacia cu cosonii ăștia. Adică, Eu partea asta n-am întâlnit-o, nu, da, nu mă pronunț, să că, că, că nu știu. Sunt mulți proiecte care sunt interesați de subiect și or să pună întrebări și trebuie să lămurim și chestiunea asta. Pompeii moare la Filipii, de fapt se sinucide, pierde bătălia de la Filipii, se sinucide. Nu Pompeii, Brutus, Brutus, pardon. Brutus pierde bătălia de la Filipii, se sinucide. Există o practică, atunci decât să fii luat prizonier, să fii jocorii pentru că ajungeai sclavul împăratului sau conducătorului, te sinucidei. Și, mă rog, asta vorbim de 42. Și am ajuns în final spre bal. Așa, statul, dacă suferă niște transformări de redimensionare, se pare că el este redus față de, de suprafața mare din vremea lui, lui Burebista rămâne undeva în zona orăștiei, cumva între și mai cu extindere, cu influență până la Siret, cel mult până la Siret, Siret, Dunăre și Tisa, deci astea erau zonele care sunt recunoscute din regatul DAC, adică unanim recunoscute că sunt multe variante. Încă o dată, nu avem surse, nu avem uh, despre... Cine recunoaște? De unde știm că sunt recunoscute? Păi Cine sunt le diverse elemente ale consemnări fie ale istoricilor târzii care, care au avut acces la niște documente care au dispărut și aici vorbim de Dio Cassius care este uh, autorul istoricul care a trăit undeva... A a scris undeva istoria Imperiului Roman în 80 de volume, undeva până în 220, deci cam la 110 ani după războ ultimul război daco-roman și care face tot felul de speculații, nici, măcar, nici opera lui măcar nu o mai avem, există niște traduceri și sinteze ale operei Istoricii sale. plasau aproximativ, istoricii din perioada aia plasau aproximativ unde se află anumite populații și ulterior prin descoperirile arheologice se poate face o identificare să da mă, uite că da, erau mă. aproximativ pe aici. Mai ales la nomazi, e aproape imposibil să-i localizezi precis. Știi că se manifestă în zonă. Asta. Odată ce pe columna lui Traian îi vezi pe aia cu cai Altfel, cu alt echipament Că luptă de partea dacilor să că sunt niște aliați ai dacilor da. Și istoricii știu despre ce vor De exemplu există un istoric iordanes Care a scris despre Burebista În anul 550 Deci cu mult după, La 600 de ani după moartea lui Burebista să seama ce greu era Să scrii la așa o perioadă lungă de timp Dar poate că el a avut acces la niște documente Contemporane lui Burebista nu, deci există, nu putem spune că a, că a speculat omul. Și mă rog, a, el a, mă dai seama, a scris chestiunea asta în vremea lui Teodosiu care cucerise Roma și-a vrut să-și facă o istorie. Uh, ba da. Zi, Damian. Vorbim yeah. de 551. Teodoric. Teodoric, pardon. Așa. Da, scuză mă Iordanes e un istoric got și care la un moment dat face o greșeală lingvistică. El Între înțelege prin geți goți. goți. Da. El, de fapt, face istoria... El, la el scrie istoria geților, dar de fapt e istoria goților. Goții sunt o populație care apar prin zona asta, prin secolul IV. Da, exact. Uh, vizii goții sunt un neam care s-a desprins la un dat, din trunchiul mare al goților și au tot migrat până în Spania. În perioada lui Teodoric, ei sunt deja uh, așezați înspre zona Spaniei, în timp ce ostrogoții ocupă Italia. Iordanes încearcă să fabrice o istorie a goților și amestecă din istorie mai multe lucruri care sunt privitoare la Daci. Și într-adevăr, la el apare Zalmoxiu, Buerebista și Dicineo. Sunt preluate numele elemente astea, care... care culmea rămân în ideea de istoriografie spaniolă, înainte să existe Spania, vizigoții rămânând în Spania după cucerirea arabă, se păstrează vechea uh, identitate vizigotă și în felul ăsta regele Alfonso al X-lea, El Sabio, e numit înțeleptul al Castiliei, publică în secolul XII Cronica General, în care vorbește de acești înaintași ai goților. Încurcând populațiile. Îngeții cu goții asta De Iordanes aici, probabil dintre fonetică, probabil și Iordanes, dintre toți istoricii care vorbesc despre Dași trebuie probabil tratat cu cea mai mare circumspecție pentru că scrie târziu, nu știm exact, e posibil cum spui tu cum Fotie cel mare în Bizanț citează în secolul 9 niște scrieri care astăzi nu se mai păstrează, e clar că exista acces, dar nu ai de unde să știi la ce avea acces și cât e vorba de informație studiată sau e tot așa o colportare de legende care s-au transmis de colo-colo, pare mai degrabă o confuzie vis-a-vis -vis de termenii ăștia, la fel cum vorbește și Iuliana Apostatu în secolul 4 de campaniile lui Traian împotriva geților care se credeau nemuritori. Da, asta impresiona foarte mult. Cultura asta religioasă, componenta asta religioasă a lui Zamolse cu nemurirea, astfel cum mete psihoza, care era, preluată cumva din Grecia Antică cu sufletul nemuritor, care să corpul să duce, dar rămâne sufletul care să fie, este să duce într-un animal, cum credeau grecii, dacă ai fost om bun sufletul să duce într-un animal într-o pasăre sau într-un animal ierbivor, dacă ai fost om să duce într-un lup sau într-un câine sau într-o... Bine, la Daci uh, nu știu să aibă dezvoltată partea asta. Nu, nu știm asta că nu avem nimic de la Daci, deci trebuie să înțelegem foarte clar că din perioada regatului dacic de după secolul 1, după Ovidius Publius Naso care a scris uh, stând la țărmul Mării Negre, unde el nu vorbește de Daci, vorbește de geți și de sarmați și de uh, carpi, mi se pare că mai spune, nu știm nimic despre Daci, până la războaiele Traiane, ale lui Traian din, de peste 100 de ani, noi nu știm nimic despre Daci, nu știm ce s-a întâmplat în, în zona respectivă. Și asta este cumva de liber speculațiilor, de asta au apărut tot felul de mituri, de că Daci au făcut, că Daci au dat limba latină, romanilor și că romanii de aici au luat. Există, recunoaște asta în cultura populară da, da, românească exact contemporană. Da, privește o secțiune în loc să vezi întregul. Da. Neînțelegând cum merge istoria macro, tu te uiți doar pe secțiunea aia și o înțelegi exact pe dos. Eu am auzit la un domn care era foarte îndrăgostit de daci că dacii stăpâneau telepatic, puteau prin telepatie să transporte blocuri mari de piatră în în zone unde nu exista piatră sau, mă rog, chestii de asta care pot Mim fi. Pentru că o să era plat și atunci nu fi, mai trebuia să urci fi ele reale sau, sau... Oricum și tunelele e astea era un pic în pantă. Dacă da, și erau pleca. așa puternici, de ce trebuia să facă tunele, să meargă pe tunele cum merge Hamas sau acum păi, în Israel? Dacă mergi în Egipt, cum s-au dus ăștia în Egipt, nu că am înțeles, vreo doi au plecat în Egipt din toată discuția da, noastră. De și... Te întâlnești cu alte triburi, e te așa, te așa, pe sub pământ, paca, aici la piramide, ți treaba, ai făcut treaba, ei venit înapoi. Adică e altă șmecherie. Acum eu o să fac o afirmație ca să tranșăm un pic și vis, -vis de piramide care sunt vizibile și vis-a-vis -vis de ipoteticele tuneluri din, din Buceci, pe care nu le-a văzut nimeni până în alta. Uh la piramide, eu consider că nu e nicio magie în spinări puternice și oameni care au un scop bine determinat. Adică pare greu de făcut, cu siguranță a fost greu de făcut, dar nu e imposibil odată ce îți dorești să, să faci. Un piciu, nu? Da, exact. Nu e imposibil să ajungi la o tehnică de construcție foarte rafinată, chiar și în lipsa tehnologiei, dar de aici și până la săpat tuneluri, nici măcar minier, s-a dovedit asta în munții orăștiei, în zona uh, apusenilor, nu există mine din perioada dacică, asta numai romanii au știut să le facă. Asta vreau să spun că nu a existat aur, asta e o mare chestiune, o... Viz. De, de, de aur, că ai făcut afirmația asta și mi-am notat-o să apuc să o spun: yeah. că au mers în Dacea pentru sare. Eu am auzit remarca la Neagu Giuvara, care îl cita pe Jerome Carcopino, un arheolog francez, un istoric, care a făcut istoria Imperiului Roman și care explică simplu: După cucerirea daciei, Traian scutește toată populația Imperiului de impozite. Și totodată le dă un dar cetățenilor de 650 de dinari. Iar dinarul roman, până în perioada războiului daci, are o grosime, după războiul daci, se îngroașă substanțial, ceea ce înseamnă un mare aflux Diaul. de, metal prețios. Nu, haideți să mai interpretăm și altfel. Și aș vrea să vă adun niște argumente foarte solide. Deci avem, în primul rând, cucerirea, că toată lumea acum să predă și la școală istoria evreilor. În anul 70, Vespasian și fiul, cu fiul său Titus cuceresc Israelul, cuceresc Ierusalimul. Și au făcut și arcul ăsta care e lângă Coloseum, arcul lui Titus, care arată trofee evrei și mă rog. Se spune că I-au decimat pur și simplu pe pe evrei, adică o, o, popoarele care se opuneau romanilor. Adică popoarele care se opuneau romanilor, nu contează care dintre ele, doar te supunești și deveneai auxiliar, vasal, nu mai contează care era denumirea, ori pur și simplu te decimau, te distrugeau. Deci au, au exist a existat bătălia asta pentru Ierusalim, în care romanii au cucerit Ierusalim și au distrus în anii 70 Ierusalimul, Uh, și au și uh, cu celebra bătălie de la uh, Masada, care a, a fost până în 72, când să uh, vrei 74. să mă cora? Nu. În 74. 74, unde și acum uh, ofițerii izraelieni depun jurământul, e un loc sacru pentru poporul evreu, pentru că romanii au decimat total, au rămas să spunem într-un rezervor de apă, au rămas câteva femei și câte, câțiva copii, probabil că ăștia au. ăștia dus... s-au sinucis? la Masada. Da, când sau, au știut sau, că, sau că e lupta a vlogul Vlogul cu Freddy, să n-am pe canal cu Masada, uh, povestește Freddy despre... Așa, deci ce ăștia, se au, ăștia au, fost zeloții care au... Da, partea radicală. Partea radicală, așa, care au fost... Urma, au mai, deci asta a fost o primă bătălie. Ar mai fost o bătălie cu evreii, când a fost răscoala lui... Bar Kohba. când Hadrian, Adrian a vrut să... Fac un, ze un templu al zeului Saturn, mi se pare, și ăștia evrei s-au răsculat și au murit 70.000 de evrei, adică tot așa i-au decimat cu totul, -au, ori i-au omorât, i-au crucificat, ori i-au luat ca De ce fac comparația asta? Că s-ar putea astea. Sunt, deci vorbim de anul 70 și vorbim de anul 137, parcă asta cu, cu, ră, cu răscoala lui Bar-Kaba. Deci sunt de o parte și de alta a războaielor romane, și te întreb nu cumva la fel au făcut și cu dacii care li s-au opus? deci uh, romanii când găseau un popor tu care... Tu că dacii sunt uh, aproape eliminați din istorie nu de romani? Nu pentru că bineînțeles au rămas în pădure, au rămas sate ca, la care n-au ajuns romanii că era destul de... Da, să de... pornisem de la faptul că Damian zicea că cu, cosonul ăla sau ce s-a îngroșat foarte nu, nu, tare din dinar, dinar, dinarul, din s-a îngroșat foarte de de tare și, și tu zic că e un argument să spui că nu era aur, că era da, doar da, sare da, și, vreau, păi nu, și am ajuns la Evreni și la Masada vreau să spun altceva vreau să spun altceva, deci Traiana dacia pentru sclavi deci, părerea mea din cercetările mele, pentru Ce că... înseamnă cercetările tale, Ștefan? aici vorbim pe argumente istorice pe tot da, scuri, prin tot ce am când, citit, prin tot ce am citit că eu zici cercetările Daci. Tale, ce înțelegi ce prin păi cercetările tot, tale. Toate documentele pe care le-am mi-a zis, bă, am citit acolo, am citit acolo, am citit da, acolo din da, da, cercetările da, mele. Când zici nu. cercetările mele, trebuie să golmezi. doamne, uite, acolo am găsit la istoricul ăla sau la Pârvan, sau la, la De, chestia asta, știi? Că deci am... zici cercetările mele deja eu te iau ca un arheolog așa care a descoperiște cosoni în pământ și acolo că scrie Păi, ce spui tu? Adică ceea nu ce, ceea cer, ce cer, face Ștefan, el am dat filozofia istoriei. Nu, no, da, Caută zis. să creeze paralele într-un eveniment istoric și alt, e o ramură încă nu foarte bine încadrată în istoriografie. Nu, dar ce el, vreau să spun, dacă valoarea supremă era sclavă atunci și uh, Traian a intrat în... Nu, și, ideea este că Damian susține că romanii au luat aur de aici și tu că n-au luat aur, au la doar sare. Că el, că el, nu, era mine, faptul... nu era o mine, de asta a spus și Damian. Păi și cum a luat aur atunci dacă păi nu era o nu, mine? Erau mine, dar existau resurse de suprafață. Păi... Cu câtă, câtă sunt resurse sunt de, sunt de, de, destul de generoase, se pare. Deci gândește-te că după atâta război am avut un război daco roman în 87-88. Păi am avut nu mai jos acolo, n mai să se bată de ce cu Traian, că tot discutăm tot în... Păi nu, eu vorbesc de cucerirea... De vie. mai de să asta vorbesc. Firul istoric. Eu adică... am dat două, două evenimente istorice importante din de la evrei, ce au făcut romanii cu evrei, să spun că același lucru au făcut și cu dacii. Nu e sigur. Păi da, pentru că au, cu, cum au mărit ei? Știi că Traian a dat 123 de zile de... stai să lămurim, ai dreptate și cu asta că se spune că s-a mărit dimensiunea și tot de la Diocasius pleacă povestea asta că a luat sume, cantități mari de aur și că le-a dus în, în Roma dar eu cred că cea mai importantă valoare pe care a luat-o luat Traian din Dacia au fost sclavii, care puteau fi vânduți în tot imperiul. La vremea respectivă, Imperiul Roman avea nevoie de sclavi, care puteau fi cumpărați. Erau a avut, niște... Nu a avut întotdeauna nevoie de sclavi, așa a da. funcționat economia lui. Erau luați sclavi de pretutindeni. Nu dar trebuia neapărat să duci campanie. Exact, eu am citit tot așa apropo de surse, o, o femeie dacă... Uh, era, nu știu cu cât se sters puteai, că sters stersul era moneda cu care puteai să cumperi la vremea respectivă, uh, echiva, era echivalentul de astăzi a 60.000 de dolari. Deci îți luai o sclavă dacă, sau o femeie, nu contează de unde, ca sclavă a ta personală, deci cu 60.000 de dolari din zilele noastre. Adică nu, o, să ca, o speculație, o... că nu ai cum să convertești, că nu ești la Forex sau nu, la... ba da, sac, pentru că să știa cât costă o oaie, cât costă un bou, cât costă o găină, da, sunt, Există sunt, niște e bine care, să le, și să le... atunci dacă tu știi sumele respective... Nu sunt adevăruri istorice, sunt speculații. Nu sunt speculații, dacă știi că un bou costa 30 de sesterți... Da, dar poate atunci era mai prețios că îl folosea și la agricultură și la aia și la aia. Că în ziua doar la papa. Adică nu ai cum să faci echivalent. E bine de, astea, de luat cum granosalis Exact. Da, dar eu, eu, spun altceva. Deci mare avere pe adică care a luat... Un gram de sare, nu? Singura... Zic singur, că, nu știu ungurește. Singura avere pe care Traian <laughs> a luat-o din Dacia este, sunt sclavi uh, sclavii. Deci a, a, luat sclavii pe care i-a vândut prin negustorii de sclavi, prin întreprinderi care se ocupau cu exploatarea sclavilor. Gândește-te că Imperiul Roman avea la vremea respectivă 70 de, ani de Uh, de, uh, cum e Colosseum, zic ce-i spui la Amfiteatre. Asta? A, a, nu erau chiar amfiteatre, ba erau da, în zone da, de... Da. amfiteatre, că da, e amfiteatre, da, de, e... de sacrificiu, de lupte de gladiator, care consumau enorm de mulți oameni. Numai asta, nu mai vorbesc de drumuri, nu mai vorbesc de sclavi personal, de sclavi agricoli, de sclavi industriali. Deci toate elementele astea necesitau sclavi. Și marele aport al lui Traian pentru Imperiul Roman au fost sclavii ăștia care au fost vânduți de Imperiu. Și cu bani ăștia a făcut cele 123 de zile libere, bani pe care, care s-au dat Romei și doar romanilor, nu s-au dat în tot Imperiul Roman. Doar cetățenilor. Cetățenilor, da. Exact. Orice a dat, cine știe dacă se bate de ceva cu Traian sau se bate. Păi sau... Nu, a de, de, de orice daci. Limpede. E clar că au luat și sclavi. Nu tot, societatea în Imperiul Roman e prea complexă ca să putem să o discutăm în podcastul ăsta. Nu e, sclavii sunt un motor economic, dar nu sunt exclusiv. Drumurile romane, de exemplu, le fac legionarii majoritar, nu sclavii. Pentru că da, nevoie de niște cunoștințe, de niște de ingineri. și cu, măcar 5 să fie cursiv așa să mai întrerup în 30 Și cu, și cu ingineri, bineînțeles. Ideea în sine este că o cucerire a Daciei nu merge pe logica romană din uh, cauza faptului că ei încercau să se extindă pe limite naturale. Dacă ne uităm la o harta Imperiului Roman a ajuns la formă maximală, vedem că se pliază pe Rin, pe Alpi, frontiera pe Dunăre. frontariu ușor de apărat, că îți pune un obstacol natural. Dacia, în harta Imperiului ajunsă la formă maximală, arată exact ca un pinten și într adevăr prin uh, resursele pe care le cerea, cerea mai multă prezență militară decât tot restul graniței imperiului din Europa. Lucrul ăsta nu se poate justifica. Sclavi pot să iei o dată în număr foarte mare. Asta e un lucru care se întâmplă în general în campaniile de război, ăia care sunt prinși sunt robiți și sunt trimiși, dar dacă mai faci asta o dată de două ori, ai depopulat zona și nu te ajută cu nimic. Dar există o teoria de populări și a repopulării cu cetățenii da, pe care romani. a o Bogdan Petricii cu hd cu primul studiu academic despre Daci, perit audacii, în care arată că nu. Da, este un studiu, ți-am spus că cu asta am început cu Bogdan Petrici cu hd care cumva, ca și Vasile Pârvan, gândește că ei au trăit într-o perioadă în care Românismul trebuia descoperit, naționalismul trebuia inventat cumva, bă, care sunt originea asta? Fiecare, fiecare stat, fiecare națiune își căuta originile și au căutat și ei lucrurile astea. Bă, hai să vedem de unde ne tragem, da. cum să, ce forță avem noi în spate ca să ne revendicăm, să fim deasupra ungurilor, deasupra rușilor, deasupra polonezilor sau ce mai erau în vremurile lor. Asta o păstrăm pentru concluzii, nici nu știu cât e ceasul. Mai avem 20 de minute. Eu sper totuși să rămânem la zona dacică. Asta vis-a-vis -vis de, 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 de sentimentalisme. Se pot lua sclavi într-o campanie militară. Deci, când au cucerit romanii daci, e clar că au luat și sclavi. Dar nu se justifică efortul. Ori duci o campanie pur și simplu punitivă, dar nu ocupi și te retragi. Efortul să ocupi militar o zonă și să o transformi în provincie romană trebuie să aibă ceva mai substanțial. Și cel mai probabil sunt resursele de aur. Bun, e o provincie și fertilă, ai agricultură, ai și alte resurse naturale, dar principalul, pentru că Roma din asta, asta e motorul economic, aurul, din totdeauna. La evrei e o altă situație. Comparația, din punctul meu de vedere, nu se susține, pentru că la evrei pur și simplu s-au răsculat odată, s-au răsculat dată de două ori, de trei ori și bă, da, mai dați o în col de treabă, voi chiar nu stați liniștiți, ia împrăștierea. Pe ei, într-adevăr, îi disper, nu îi omoară, îi disperse, îi și omoară, mă rog, dar și nu. Și iau în sclavie. Nu, în, pe toți. În... O mare sunt parte, că așa. Petru wow. și Pavel, când merg să predice comunităților da, da, evrei, nu predică unor sclavi. Predică unor comunități așezate prin. Eu toate Nu vorbesc ele. de cei care au rămas în zona actuală lui Israel. Vorbesc nu de cei care au în zona Israelului în Ștefan. Pavel da, da, se duce până da, la Roma. Da, e adevărat, așa asta. Deci, predică unor comunități libere. Evreii sunt dispersați ca să nu mai constituie o sursă de turbulențe. Da, și în schimb chiar e contraproductiv să dispersezi populația în zona de frontieră, că tu n-ai de unde să populezi cu atâția oameni, n-ai de unde să faci un transfer de populație, să-i pui acolo ca să poată să apere. Iar dovada că nu sunt neapărat sclavi este faptul că găsești o ala, o sub, subdiviziune militară romană dacică la zidul lui Hadrian. Da, au sunt fost, recrutați o, în armată sau au să lupte acolo, nu mai contează cum. Eu, hai să spun altceva, eu am fost la muzeul de la Vatican, unde sunt câteva figuri de daci, busturi în general, și există și un, o statuie a unui dac întreagă, o, o o statuie întreagă dintr-o marmură gri, cu inserții gri. E, da, cu ăla are mâinile încrucișate. Ce înseamnă asta cu mâinile încrucișate? E Seamnă... un prizonier. E un prizonier sau un sclav care a fost și pe columnă sunt foarte multe imagini cu cohorte să le zic așa impropriu că asta era o a arma... în armata romană, dar noi spunem acum când vedem o mulțime de oameni care să deplasa... care sunt deplasați, care sunt luați cu și cu case arzând. Că din case dacice de lemn, cu bârne de lemn, din care ies flăcări. Adică, ăștia le-au iau în mare parte, bineînțeles că n-au reușit să distrugă tot, că era imposibil să cauți în toate cătunele și toate locurile uh, da daciei de atunci, că erau păduri foarte mari, nu, nu erau ca acum o zone să le să vezi cu ochiul pe kilometri și uh, le-au da, le distrus uh, satele și au luat prizonieri pe mare parte dintre ei. Așa, dar pe columna lui Traian, zi, zi vrei să știu, Sorin, nu, ceva? vreau să fiu mai concis un pic, să... Adică o, o ținem pe astea cu sclavii, tu zici că luau aia sclavi, dar, dar mi-a zis că nu ți sclavi și o tot ține cu jumătate nu, sclavi. Nu, nu, am zis zis că că mai, au luat sclavi, în discuție, adică... dar nu atât de mulți. Deci o discuție pe și că mobilul este aurul exact. principal pentru care se instalează oamenii da. daci. și Și am cam terminat cu Dacii. Da. Odată ce sunt ocupați, mai rămân Dacii liberi pe care ni menționează Ptolemeu, 12 triburi, o perioadă în zonă. Mai sunt înregistrate raiduri ale Dacilor liberi în Imperiu până târziu în secolul 4. Și... și inclusiv în Dacia romană. Da, da, inclusiv în imperiu, în Dacia, romană. Dacia, din da. momentul ăla, e provincie romană. Da, exact. Face parte din imperiu până la sfârșitul secolului III, în jurul anului 270, când se produce retragerea aureliană. Imperiu, De ce s-au retras? Pentru că nu mai puteau să mențină, tocmai, neavând frontieră naturală, concentrau prea multe resurse militare în zona Daciei și pierdeau apărarea pe restul frontierei. Și atunci a fost o repliere. A Imperiului Cât să roma din. De la cucerirea de din 106 până în 271. Aproxima, să nu o luăm chiar la ani. Da. Un secol și jumătate, sigur. Da? 150 de ani, ceea ce înseamnă foarte 5, puțin. 5, înseamnă. 5 generații complete. Da, există teoria asta spusă de mai mulți istorici că romanizarea nu se produce în același ritm peste tot. Sunt populații care stapsul absolut refractare, de care aproape că nu se lipește, egiptenii, care au civilizația lor și sunt populații care din motive Absorb mai mult sau mai puțin complexe, da. Alima. Adică au familii mixte, soldații romani sau au a, 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 a cu spun, femei dacice sau... Uh, Istoriografia comunistă, să zic așa, din vremea lui Ceaușescu, care a produs filmele astea Columna și Dacia, așa spun, că s-au cuplat soldați romani cu femei dace Dar, care... Nu la modul exagerat. Veteranii, când erau lăsați la vatră, primeau proprietăți în zona respectivă, să și puteau face gospodării și atunci se mai căsătoreau. Nu e vorba Dar nu erau cu... versiune asupra lor de către populația care a fost ocupată, adică să le dea foc, să le ia, adică rămânea o parte dacă nu, ea s-au rămas. Nu, nu e cazul să traducem sentimentul naționalist de astăzi, de gherilă, în perioada antică. Oamenii nici nu aveau o identitate națională, Cum o să mă mulți. Uh, nu aveau avea o Nu conștiință de. Cei mai mulți au jurat că se cuii nu sunt unguri. Doamne, <laughs> cât a râs atunci. Ai văzut aia? Da, deci, da, acolo, mi-am da, da, mi mi luat o rată. Roată. Și de la naționaliștii români, și de la naționaliștii maghiari, toți m-au făcut rădători că n-am zis nici cu unii, nici cu alții. Nu trebuie zis... să ai o părere proprie, că trebuie să te înscrii într-o părere acceptată de ei. Da, așa și eu. Da, eu și vin și propria aveau conș... părere și o, o expun. Da, păi, asta da, e părerea mea. argumente, Ștefan, discutăm pe argumente. Pe păi, adică, argumente. Deci, ăla, 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 Dioclețian, păi ăla, 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 tu zici, conform studiilor mere cercetări, bă, că zici că mă... fac studii sau cercetări, am studiat, am citit cartea 1 2 3 4 5 6, adică acolo Să fac arinu, studii, nu? uite Vasile Pârvan, Getica, care am citit-o toată de exemplu, am Da, spui, deci conform nu fac... nu aduce niciun argument. Peți menționat uh... un fapt, că Vasile Pârvan nu tratează războiul dacă o roman. Nu, dar vorbește despre artefactele. Pe păi mine nu mai găsit. auzit dintr-o Pârvan uh ca sursă pentru războiul dacoroman. Getica e prima din trei cărți pe care trebuia să le scrie pe Vasile Pârvan, a murit prematur da. și n-a apucat să scrie decât pe prima. Mai era nu una ajungem un la război. Daco, Daco Romani și încă una... Unde este cel mai relevant de scris războiul dacoroman? Nicăieri. Nu ai o sursă contemporană, Diocasius e primul de la care se păstrează ceva informații. Dar la după... De unde vine legenda aia cu tunelurile din Bucegi și cu sunt niște invenții, Magnetismul speculații care cu elicopterul fac... israelian care a fost decimat în timp ce cercetau pe acolo. eu vreau să vă... e vorba de tracopatie, eu știu pseudoștiință, pentru că ea nu e încadrată, nu e în vreo academie. Nu o clasific eu așa. Așa e clasificată. Tracopatie? tracopatie, da. Cei care extrapolează foarte mult influența tracilor, a dacilor în istorie, okay. mergând până la descoperirile astea care sunt de domeniu științific o fantasticului. Nu există pentru nicio populație istoriografic demonstrat până acum care fi avut tehnologii superioare celor de astăzi acum niște mii de ani. Uh, pleacă într adevăr din perioada secolului XIX de creare de identități naționale, toți căutăm niște legende fondatoare. Unii le caută mai pe modul literar mitologic, alții încearcă să le sprijine de argumente istorice. Lucrurile sunt amestecate acolo, până când ajungem în secolul 20, când se formulează doctrinele astea naționaliste, da, preluate de regimurile totalitare, care au nevoie mai mult de un spectacol, de un teatru. Și, decât de, de și de sclavi ieftini care merg ideologiza cărora nu le dai nimic. Da, la că e cel mai bun sclav, ăla din convingere. Ăla, să ce din convingere, și să ucide, să ce în armată, să moare acolo, să bucură că a murit pentru patrie, patrie care nu știe ce înseamnă. Noi ne formăm un ideal despre Daci, nu vreau să includ pe toată lumea, dar mi se pare că foarte mult îl luăm pe Ilarion Ciobanu, pe Gerula ăla din filmul cu Dacii ăla care vrea răzbunare împotriva... S am pus eu clipul ăla scurt cu Așa? Bastos. Și noi credem că ăia erau daci. Dacii, dacii nu aveau conștiința națională pe care o am avea noi, germanii, danezii astăzi. Nu se simțeau ocupați, vai, ne pierdem ființa națională. Aveau, nu erau delimitați de niște teritorii, de niște granițe, de niște... lumea, e aproape imposibil și pentru mine, acum să mă pun eu în pielea unuia de acum 2000 de ani, să văd cum, cum vedea la realitățile. Cred că le vedeau mult mai practic. Băi, brusc, pot să mă mișc liber până în Spania dacă cumva fac negoți, taxează ăștia, ai drept, îmi cer niște chestii, dar uite, a făcut un drum, pot să merg, au apărut niște edificii publice, ia fi atent ce chestie, dacă am o problemă pot să mă duc la asta care este cu justiția prin zonă și asta mă rezolvă. Ia ce chestie interesantă, există o limbă cu care mă pot înțelege într-o formă sau alta cu aia din cinci provincii, dacă o învăț și eu. Și în felul ăsta, cred că au fost o serie de avantaje care au contat. Adică e mai bine să vedem istoria pragmatic, dincolo de varianta ideologizantă e și e foarte eu greu de gândit. Înțeleg. E ce ca stă și la... noi cu rețele sociale știm că ne, sunt distructive, că ne captează atenția, că suntem ascultați acasă și dacă zici un cuvânt, automat să apare clau peste dar ne place că dăm tot de ziua și ne împrietenim și ne scriem pe rețele sociale. Să eu, o chestie eu mai am de punctat da. Ștefan pentru că stă la bază, eu înțeleg cum funcționează principiul, dar nu-i văd relevanța, ăsta cu Zambilica rasă să pură. Ce treabă o fi având vreodată cu identitatea mea culturală, națională, dacă eu sunt dac pur sânge sau n-am nicio treabă cu dacii la originea mea de acum 50 Zambilica de ani? Zambilica tot cuvânt de origine dacică? Probabil. <laughs> Așa... Lucrul ăsta s-a creat tocmai ca o ideologie. E dus în totalitarismul to absurd, aproape. Gândiți-vă bine că batea arianismului Hitler arienii, rasa pură din da, nori. care suntem și care nu există, practic. Există trebuie treburile astea genetice, dar asta o parte că sunt fanteziste, în afară de niște vagi excepții, unii pierduți pe niște insule unde n-a mai fost nimeni cu sutele, miile de ani, nu există așa ceva rasă pură în istorie. Toți s-au amestecat la un moment dat, acum sunt mai nou Programele astea moderne de analiză de-ți spune că ai 2% de acolo Dar sunt și ales, creo, spun că ești 2 Dar asta e, vreun, că, da, înseamnă e că bine noi să înțelegem Că a 100%. intrat ceva prin forța Propagandei într-o zonă de mental Colectiv și nu mai vrea să iasă de acolo Să ne dăm seama de ce reacționăm Ostentativ când ni se spune Că dacii n-au fost atât de țapeni Că s-au amestecat Că n-a fost chiar așa afectează asta cu ceva statutul meu actual, nici în politică nu mai merge pe ideea cine a fost primul aici. Trebuie să găsești ceva, un numitor comun care să coalizeze, să unifice, să solidifice o... Haideți să lămurim un pic, deci încă o dată... Concluzie că 5 de da. să încheiem. 10 mai avem până la fără un sfert. Păi nu, la fără să plece, Damian, și nu... Să mai, mai ținem aici, un un direct 5 De acolo. 5 minute. Așa, deci motivele pe care, pe care pentru care cred eu că au intrat romanii în Dacia. Primul lucru a fost sarea. De sarea pe, cu care erau Știi că, plătiți. Că ai o chestie nu, ca nu, cafeau, le... Deci dacă el are cu sarea, nu, stai deci să, tot stai de seara să, să te obate cu sarea până pic. te duci cu capul cu sarea. Deci eu, ăsta e primul motiv pentru care au intrat în Dacia. Eu doi, eu nu mănânc sărat, știi? Doi, doi pentru... pentru că, că... Doi pentru că dacii hărțuiau pe romani și aveau pax romana, știi că domnule trebuie să fie liniște. Erau unde... Sare în ochi. <laughs> în noi și haide să, pentru că ăștia treceau tot timpul Dunărea, toate triburile, toate căpetenile dacice sunt, con, Există consemnări că treceau Dunărea și jefuiau până în Macedonia Deci până în Grecia, ceea ce provoca oarecare neliniște la Roma Așa, Așa și trei, mai avem o problemă pe care eu consider foarte importantă și pentru care cred că mulți ori să mă condamne. Cred că în, în Dacia era un matriarhat. Ce înseamnă asta? Femeile conduceau societatea dacă Eu am făcut și un clip Dacia, regatul femeilor, cu părerea mea despre situația asta. Cine vrea să uite pe canalul meu de YouTube să vadă în amănunt. Deci eu cred că... Dar e un pamflet, dacă, adică să ne spune oamenilor, ne nu? nu, nu este pamflet, este foarte rău. Dacă ne uităm pe columna Lutraian dacă ne uităm pe coluna lui Traian, pentru că ăsta e singurul document contemporan. Tu ai ținut special pentru final, De că nu azi, mai am e? timp să răspund. Normal. No, stai să mai avem timp. Deci, în, <laughs> deci columna deci este singurul... Vreau să pregătim episodul 2. Columna Lutraian este singurul uh, element cert, pentru că este făcut în 113 de Apolodor din Damasc, este, făcut la, este făcută la Roma, cu frește care reflectă realitatea războiului. Da, stai un pic, aici chiar ai omis o chestie care e în România. Tropeul da. Tropeu Traianii de la Adam Clisie și mai vechi da, și mai vechi. reale acolo. Și acolo, da, dar ai văzut că sunt niște... -a și a fost la muzeu acolo, am filmat. Știu, adică... dacă te uiți chiar și la trofeul în sunt niște palmieri care apar în războiile dacă romane apar niște palmieri care n-au ce să caute în zona, în zona noastră temperată. Dar mă rog să zicem că erau artiști veniți din Siria cu Apolor Dor din Ai văzut Damas. Camieri? Da, eu am văzut. Deci nu, dacă nu zi, vreau să fiu com... tendențios, chiar nu mi-aduc aminte. În afară să... de fructurile de mango care erau pictate pe trăsurile, <laughs> -am văzut A, să... Și ce se întâmplă? Romanii uh, aveau ca formă de conducere politică patriarhatul. Deci bărbatul era centru uh, politic. Femeile n-aveau niciun drept în, uh, în dreptul roman la vremea respectivă. Și fusese niște exemple foarte tulburătoare pentru Imperiul Roman, vorbind de Cleopatra, regina Egiptului, și de Budica, care făcuse o revoltă în Britania în peninsula în, insula brita în insule britanice în anii 70 și romanii cumva fugeau ca de dracu de orice influență politică matriarhală. Trebuie să înțelegem că matriarhatul a funcționat foarte bine până în epoca bronzului, adică până undeva a a mileniu 1 înainte de Hristos. nu vreau să te întreb, da. tu susi că romanii erau misogini? Da, erau foarte misogini. Okay. O păstrăm pentru episodul 2, că nu mai apucăm să terminăm teoria da, okay, asta. Da. Că Damian are argument de să o demonteze. Deci putem, să, putem să inițiem o discuție și pe deci tema asta, dar solicită un alt episod. roman care era cumva inspirat din uh, cutumele cetății vechi grecești: uh, femeia nu avea niciun drept, femeia avea grijă de casă. Acolo doar zei aveau voie să intre. Bărbatul era în exterior, el făcea politică, el era navigatorul, el era comerciantul, femeia nu avea drepturi, ea se ocupa de copii și de casă. Și uh, pentru că dacă, dacă ne uităm pe columna al treia, o să vedem o imagine foarte reprezentativă, cumpăratul Traian conducând o prințesă, dacă să treacă Dunărea de punând-o pe o corabie să treacă Dunărea, eu cred că aia era conducătoarea, de acei singura persoană nobilă ap care apare pe columnă. Acel decebal de care se spune că se sinucide... Era femeia respectivă. Nu purta, nu era nici, era un simplu... Eu ți-am să... că suntem că decebal era femeie, ți a zis, dar nu, eu, stau că... cu minte. Asta. Acel decebal de care spune că era decebal, și de care spune Dio Cassius, am spus într-o povestioară foarte ciudată, peste 100 și ceva de ani, era un simplu țăran, era îmbrăcat ca un țăran simplu, ca orice luptător. El nu avea nimic nobil. păcând când acea femeie pe care trăia o conduce la adunare, avea ținută nobiliară dacă. E foarte important să se uite și cu asta nu mai comentez, terminați zoi și mai și departe. Și de asta, ea avea în mână o plasă de cumpărături, adică clar era desconsiderată de către... Nu? Eu cred că brățările dacice, care sunt, sunt feminine, sunt foarte subțiri, ele nu puteau fi folosite de bărbați și care sunt singurele elemente dacă de aur. Dacă te au... unii bărbați astăzi? Eu nu vorbesc de astăzi, eu vorbesc de atunci. Deci erau bijuterii feminine care erau purtate de clasa conducătoare dacă de la vremea respectivă și care cred că nu aveau nicio legătură cu bărbații. Dacă tu spui că... Brățara aia cu șarpele lui Asclepios la capăt era uh, masculină când șarpele lui Asclepios păzea femeia la naștere și pentru sănătatea ei, adică era recunoscută. Stai, eu n-am mai zis nimic acum, okay, eu îmi da. rezerv dreptul la replică pentru emisiunea următoare. Da, și o să discutăm, deci dacă ne întâlnim încă o dată pe episod, o să discutăm pe imaginile de pe columna, de pe columna care sunt... Păi o să punem uh, un proiector în spate, proiectăm columna sau pe televizor și discutăm direct pe... Da, unde imagine. vedem atât port, atât uh, clasa conducătoare, dacă Iop. îl vedem pe în care era însoțit permanent de un băiețel că el era gay și asta e dovada, n-avea, venise fără nevastă să și el stătea, și el fusese înfiat și el la rândul lui îl... îl A crescut uh, într-un orferinat. <laughs> da. E bine, ai, ai băgat material pentru data viitoare, deci a crescut două, gradul de, emisoare, de atenție. Da? <laughs> <laughs> Chiar n-am ce să adaug în momentul de față ca să iasă Hai să mai bine. Aici așa, ca să o cu, cu cea cu mai mare plăcere. Da. Să data viitoare vă lămuri dacă Decibal era femeie sau nu era. Oricum, este, un, este Eu un cer că am vorbit de istoria dacilor cât avem, avem sursele istorice discutate, am dezbătut unele controverse, mai punctez eu o chestie, unde se Ei pare rog. că avem moștenire dacă vie, tradiții folclorice, cum ar fi caloianul, practica aia pentru fertilitate, ca să plouă, paparuda, tot așa, care invocă ploaia, tânjaua Subscriu, și altele multe sunt provenite din... Fondul cultural din perioada dacilor, cum sunt și anumite legende. Astea o să fie. Mai dutrecare. locuri la conferința asta care e acum Mai uigen? sunt 30 de locuri disponibile. Unde va fi? Filo... Unde Muzeul Țăranului Român, Pe ce administrat de la mama, Horrorul Românesc. Eu i-am spus sperieturi din bătrâni, uh -huh. în care dezbatem ce ființe malefice, nu doar uigen. malefice. În weekend e acum duminică, nu? duminică, A, deci duminica de la ora de la ora uh, 16 și va fi ulterior difuzată și pe canalul dumneavoastră. Unde se pot înscrie oamenii? pe www.damiananfile.ro, profilul de Facebook Damiananfile, Instagram Damiananfile. Sunt linkurile peste tot. Sau pe pagina sau pe, pe pagina de web al lui Ștefan <laughs> Clasa conducătoare dacă era formată din femei și asta a fost o a românilor cu care ei nu puteau fi de acord, știi? Oameni buni au podcastul de azi. Sper că v-a plăcut și v-ați simțit bine alături de noi. Noi ne-am simțit chiar bine. Eu m-am simțit destul de uh, incomod, să zic așa, bosuat de mm -hmm. moderator, că fiind între prieteni aici e foarte greu să moderez o, o discuție. Am încercat și eu să fiu în, uh, în, limite, așa. Doamne ajută, o seară minunată, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. La revedere! Pentru audiență.